Vă pup împreună cu bipolarul meu preferat, Spic. Păi nu ne-am pupat și noi aici, în al doilea episod, când s-a închis episodul, ne-am pupat pe gură. Hai, ne pupăm aici, ca lumea să fie imagini frumoase, mă, ca... Ia, cucu la vedere. Bă! Păi și nu-ți pare un pic rău? Nu. Explică-mi tu. Dacă ai făcut niște lucruri. Gata, băi! Maria, dă-te jos de pe pereți. Bârfă alert! Taci! S-a putea să-l arătăm! Am zis-o! Fescă! Iar fescă! Ăsta este stilul! Dorm cu Claudia în seara asta! Ba mie îmi place de Marius, gata, m-a schimbat, sunt fan Marius! În toți dintre noi există cât un Marius! Ba! This moment that he knew! He is fucked! Desktop! Desktop! L-ai văzut pe iadul ăla cum dă cu capul în poartă? Așa aș vrea să dau și eu în tine. Bă, băiatule, bă! Ne dorim asta în următorul sezon! S-a întâmplat să te îndrăgostești în timp ce erai cu în relație? Miau! Este viața înainte de fierți și după fierți. Bă, da, ce tare piesa! Cred că și-a dat seama că nu a fost ok ce a făcut atunci, pentru că lumea o va condamna chiar dacă a făcut ceea ce a simțit. Bună seara! Încă un nou episod de Fierți pe insulă. Ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii. Extraordinar! Mă bucur foarte mult. Mai sunt, în afară de episodul ăsta, două episoade și ne putem întoarce la viețile noastre. Asta crezi tu? Că te poți întoarce la viața ta dinainte. Nu mai există. O să ai reper ca Hristos. Este viața înainte de fierți și după fierți. Nu, 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 că eu vreau să șterg. Mă gândesc ce să șterg episoadele astea. Nu, mă, nu. Mamă, cum ar fi să le ștergem după o lună? Nu, să le șterg. Și să punem cu... Ia spune-mi. Ce? Să mă fac membru la noi pe canal. De ce, nu? Am vrut să mă uit și la episodul ăla, mă, și n-am putut. Păi eu, eu ți l-am dat. L-ai dat cu o zi înainte, dar nu m-am uitat atunci. Păi, în ziua respectivă zic că hai să intru. Mulțumim membrilor care s-au alăturat acestui canal. 14 lei pe lună, am văzut că e. Nu? Nu știu cât e. 14,49 sau 14,99 ceva. Cât e, bă, băiet? Așa, nu? Am zis bine? Așa e. 4 euro. 3 euro înseamnă că e. Nu, mă, cred că e vreo 20 de lei. Ai. Dai cât dau acum. Dar mulțumim membrilor, da, pentru că membrii, de exemplu, deci membrii ei acum se uită deja la episod, înainte să apară. Înainte să... E încă o... E mai multă muncă, pentru că cumva trebuie să terminăm înainte. Mai e repede. Foarte greu. Deci, de obicei, episodul de marți. Dar mă rog, se termină, gata. Uitați! Gata, a ideea fost. E că pe acest canal se vor întâmpla, după ce se va termina fierțul, se vor întâmpla multe alte lucruri. Și face sepucul Spic aici, nu, în față. Nu, se vor întâmpla multe alte lucruri, formate și așa mai departe. Și... O să nu vă pară rău că ați devenit membri. Nu o să vă pară rău. Stați aproape. Bă, mi-e calb. Bă, desfracă-te. Vorbește acolo. Stai că... Ia uite, mi-a schimbat ăsta subiectul, am vrut să zic ceva, iar am uitat. Ce vorbeam, mă, cu 14,99 și cu canalul? O să-l întreb, vreau să-l întreb pe Spic. Dacă e să mai continuăm, să mai zicem așa, că mai lucrăm împreună. Vrei să fim fierți pe altceva? Eu aș vrea, dar mi-e rușine. Să... Adică să păstrăm fierțul, da? Ce mă întâmplași cu aceeași tricou? Ai. Tu ai de-astea... Nebun. Eu cu Anti-Moisescu, bă. Nu știi că el. 4 hours before the world. Tu și membrii. Asta a fost regizat, a zis de membrii, pac, și-a luat tricou, ia uite. Mă trezesc înainte, mă, și cumva îmi place să fiu înaintea tuturor. Și eu mă trezesc, și mișto dimineața. Mișto dimineața și că când deja voi vă treziți, eu sătul. Dar și ce mișto muncești dimineața, nu te frecă nimeni la creier. Păi remixul ăla, l-am făcut în, m-am trezit la 5 dimineața, cu piesa în cap. Nu știu, am auzit-o pe TikTok, am nu știu ce, o să vedeți despre ce remix e vorba. Și zic, bă, dar ce e asta, bă? Am căutat pe net, am extras vocea. Ia, tare. Și la ora 8... Ai extras vocea cu AI? Da. La ora 8 dimineața era deja făcut scheletul, suna remix și i-am dat mesajul lui Luci. Bă, vreau și eu vocea. Că băiatul ăsta e la Global. Vreau și eu vocea. Păi, am făcut un remix, nu știu, ia vezi dacă... Și mi-a făcut rost. Deja la cât era, bă, gata, Liviu, după ce am tras noi armoniile? 2-3 era gata. Blan.
Păi, ești nebun. Normal. Extraordinar. Nu-ți mai place să încerci seara, nu? Cum stăteam înainte, nopți, te întâlnești la 6, te apuci de muncă la 8 seara. Nu, niciodată. Nu, dar am văzut că-s mai creativ dimineața. Și mult mai productiv. Da. Mult mai capul limpede seara. Da, nu mă sună, bă, bă, ești nebun. Așa se termin treaba, seara liberă. Da, da. Vine cu vârsta asta. Nu, cu vârsta. Ba, cu vârsta. Da. Vine cu vârsta. Să zicem. Că ne tot ziceau și nouă ea mai mare atunci. Nu vă mai treziți așa târziu, munceți mai de dimineață. Ai la dimineața repetiții. Nu, frate, seara e. Bă, dar mirosul de dimineață. Eu când mă trezesc, eu dorm cu geamul deschis. Cred că s-a mai povestit, stau în pădure acolo. Stai acolo la bogățină. Da. Și am bat păsărelile alea, sunet. Bă, și când intru în living, deschid toate geamurile, toate am uși de alea mari. Mirosul alea vin... curat. Bă, extraordinar cum miroase. Da, așa da. Mirosea Anasia. Când îi trezeam dimineața, așa miroase oriunde-i natura, da, bă, lângă. Păi, ce-mi place. Și n-ai betoane și fumuri da, și da, da, îți dragi. Bucuros, bă, dimineața. E stau frumos, într-un loc unde îți bucuros dimineața. Asta vorbeam cu Conții acum în Portugalia, prietenul ăsta la care mergem noi în Portugalia. Are 3 case făcute de el cu asociații lui, ce firma au ei, și și-au făcut pe un deal acolo și... Nu-ți trebuie mai mult, mă. Eram doar eu cu Conții, mă trezeam eu singur. Conții se trezea chiar mai repede, după aceea stăteam, mai făcea o întâlnire pe telefon, eu ieșeam în picioarele goale pe terasă, mă puneam pe un șezlong la soare, îmi puneam un cafea? Ceva de băut. Nu, că nu beau cafea, beam un rom dimineața. Cu valimele. Alo, Iulian? Iulian, ai probleme cu alcoolul? Vacanță. Ah, ok. Băi, și nu-ți îți vine să și muncești, să faci și sport, să... Da, bă. Că ai natură, n-ai vreo ce, lumină, verdeață. Da, te simți eu n-aș bine. Da locul ăla unde da, stau acum. Bă, pe nimic în lume, bă. Și eu îmi caut ceva undeva, ori ca de casă mi-am luat gândul, ori o terasă undeva sus, măcar să văd cerul, să văd, să ies, să am aer. Da, să am... da, trebuie să nu fii în oraș. Da, da, da. Și să nu fii unde trec mașini, unde nu... Că ieși pe terasă și... Da, nu faci niciun căcat, ești nebun. Deci, s-a terminat episodul de ieri cu, cu Claudia, a terminat noi episodul, da. Ea plângând, și au fost, se dă cuplu afară. Ia. În urmă cu puțin timp, după cum vedeți pe ecran ce scrie. Uite, mă foarte deranjează. Chiar mă foarte deranjează. Ce? Că linia aia nu-i dusă până la capăt acolo. Aici, da. Da, că nu e aliniat. Și am mai văzut morpa astea, detalii, dar... Tu zici până în capăt aici sau până în capăt? Nu, trebuia până cap... normal, până acolo. Da, până aici. Că așa vine asta, așa, și se oprește acolo. Da. S-au dat căsuța mai la stânga toată. Vezi? Probleme de ispită și băieții ispite au fost chemați la o ceremonie a focului specială pentru a lua o decizie unică în acest sezon. Invitația i-a luat prin surprindere, dar și-au luat imediat rolul în serios și, independent unii de ceilalți, au făcut aceeași alegere. Am să vă rog să dați un nume. Cine considerați voi că trebuie să părăsească insula iubirii? A, au fost votați! Aha. A, eu n-am văzut. Mă rog, n-am văzut tot episodul. Voi aleg pe Iulian pentru a părăsi acest show. Iulian? Consider că Ana Maria nu s-a integrat și ar trebui să părăsească insula. A? Ana Maria a făcut cele mai mici. Ai, n-au arătat votul ăsta atunci. Nu. Nu consider că a venit aici să se testeze, a venit să se afirme, să... iasă în evidență, dar nu iese pentru că doarme pe canapele. O să aleg Iulian. Dragii mei, Iulian și Ana Maria. Marius și Ana Maria. Acum, în această seară, sunt... Marius Budin și Ana Maria. E căzut cerul. Aude, ce strat au fost! Ce nenorășit! Care crezi că mai e rostul eliminării cu o zi înainte? Ca să-i rănească în orgoliu, zic eu. Ca să joci un pic cu ei. Mai era o zi, că puteai să-i lasă să Două. Oricum, nu mai era nimic. Și oricum nu cred că pleacă acasă atunci? Cred că pleacă acasă, da, noi mai ținem. Ah, ok. Da, cred că te afectează un pic, mai ales dacă ești... Da, adică e... M-au dat afară din emisiune. Și cu două zile înainte. Adică... Nu, de fapt, nu. Nu cred că îi afectează, că cumva, bă, am făcut toată emisiunea. A făcut-o toată. Da, da, zi de cazul lui, particular. Malu Marius ăsta. Ce? Că ce? Eu cred că e lovitură în orgoliu pentru el. Că de ce? Că l-a dat afară cu două zile, nu cred. Nu, zici? Prea e mult? Ca și cum...
Lui îi place la televizor, mă. Tu ajungeai în finală la Asia. Da. Și ieșeai cu două zile înainte. Ok, ai făcut tot toată. Peste... Doar că acolo erau probi multe și ziceai, bă, n-am făcut. Păi nu, e altfel. De ce? E ca tu care ai fost în finală, dar n-ai câștigat-o. E la fel. Ce? Păi eu de asta zic, eu cu la aia mă raportez. Păi și nu-ți pare un pic rău? Nu. E. Nu. Du-te, mă, de aici. Când n-am câștigat-o. Nu ți-ar fi plăcut să câștigi? Ba da, bă, nu. Păi, mi-ar fi plăcut să câștig, dar în același timp... Nu-l că regreți. Nu-mi pare rău că am făcut toată emisiunea. Am făcut toate probele. Da, mă, probele. Normal. Am stat toată ziua, am toată... Normal, da. Ok, am făcut. Și dacă ieșeai cu... Doare, oricum, dacă erai în etapa finală și ieșeai cu două zile și nu jucai final. Na. Ești un pic, asta e, tot te rănești un pic. Iar pentru el care cred că ave... Am be... Okay, nu. Am pus să vă masă ca aia la restaurant. Așa. Banii aia mult. Fii atent. Lui îi place la televizor, clar. El de-aia a venit și la emisiunea 100%. A fost acolo, a venit aici. Ispită, hop. Însă că s-a înscris, nu și-a jucat prea bine carte, că nu prea a făcut nimic la televizor. Adică, și că în partea dată măcar să mai pupa cu una, cu alta, mai vorbea, mai... A, aici. Da. Aici. Acolo, și că ea era la fel, zice lumea pe internet, în emisiunea ailaltă, dar el nu era așa. A. Era mult mai deschis, se pupa peste top, unde se apuca, cu alea, vorbea cu alea. A. Și acum, okay. Uite, da, și reacția lui. Marius a fost surprins în momentul în care a fost anunțat. Și eu mă așteptam să plece Iuliana acasă. Când ai zis Marius, l-am văzut și pe Marius. Nu vreau să-mi amintesc fața aia. M-am simțit oribil. El nu s-a așteptat. A fost chiar supărat. I-am simțit supărarea. Marius, îți mulțumesc foarte mult pentru participare. Cred că sunt în asentimentul tuturor. Vă doresc ție și Anei o viață lungă împreună, fericită. Mulțumim. Și acum ți-o imaginezi tu. Mai sunt împreună? O să mergi să-ți faci bagajul. Că da. Și apoi... Am auzit nimic de ei. Te vei întâlni cu partenera ta, cu Ana Maria, în vila ei. Marius Bulin și-a chemat cumva prin karmă eliminarea. Eliminarea. Eu nu am putut să-l apuc pe băiatul ăsta de nicăieri. Am ales să fiu același om de sub tricou. Iar reacția lui și felul în care vorbește îmi confirmă asta. Nu înțeleg ce e greșit. De ce nu, nici nu vreau să jignesc, că nu vreau să taci. Zic. Nu, dar nu știu. Taci. Explică-mi tu. Uite, explică-mi reacțiile astea și a fost de final. Noi ne așteptam ca el din primul moment în care află că pleacă să reacționeze ca și cum ar fi fericit, ca și cum abia aștepta asta. Nu a putut să o joace așa din prima. E bine așa. Evident. Știi, că după ce și-a calculat puțin lucrurile, a intrat în pielea personajului pe care îl joacă încă de la început și a fost bucuros că pleacă. Uite, de exemplu, replici ca următoarele. Chiar dacă el părea că comunică mai puțin, cu băieții nu a avut nicio problemă, cel puțin cu mine n-a făcut niciodată de ce să vorbească. Nu am avut eu atât de multe subiecte cu el, că eram el mai mereu pe party și el era pe canapea. Gata, sunt foarte fericit, ce să zic, o să mă văd cu iubita mea. Deci, binevenit această eliminare. Opa! Eu nu înțeleg tipul ăsta de atitudine, de om, de... El pur și simplu după care... Da, lasă, gata, Adrian. După care se întâlnește cu... se duce în casa ailaltă, unde ea se băteau cu perne și se întâlnește cu Ana Maria. Reacția ei este de fată super îndrăgostită. Cel puțin pentru mine așa apare. Mai dat a intrat Marius, am început tot să dăm cu perne în el, săracul nu se aștepta. După care a ieșit și Ana. Bine ai venit, Marius, să-l mai las. Cât era de fericită, cât era de emoționată, tremura la un moment dat de atâta fericire și cu toții cred că ne sclipeau ochii în acel moment. Fete, băieți, toți am rămas emoționați de acea imagine. Bă, da, producția ce bine au dat-o, bă. A fost cumva ruptă din comediile alea romantice. După toată treaba asta ce a tras-o aici, s-au regăsit și au fost toate fetele pe lângă ea. Wow, ce ne dorim și noi plecarea asta. Tu ai văzut, bă, episodul? Haideți! La revedere! Nu plec eu!
mare și nemai. Cum mai ți stăm aici? După care s-au liniștit puțin apele și am început fetele să dăbărâm pe și a început bârfa. Ia atent aici. Că aici e nice. Încep fetele să întrebe: "Ia zi, cum e?" Ha, ce, da. Ce zic băieții în partea aia altă? Ia atent. Și ăsta zice în stilul lui. Și le enervează. Ce enervează pe Bianca. Marius cu întrebări. Răzvan a făcut sex? Au! Bea Bogdan? Supărat? A zis că plâng în fiecare set. Să nu plângă, nu să plângă. El e sensibil și plângă. Păi tu? În general. Vezi felul? Marius nu plânge. El e sensibil. Răzvan nu plânge. Vede. Tu plângi? Perfect. Ce e? E bine. Ce părere își fac băieții de la ce vă plan? Despre cine? Eu mă gheabat. Păi nu știu, scufundări. Portament. Scufundări noaptea în apă. Bă, dar nu se poate exprima, bă. Nu da, mă, nu. Se pare, bă, înghețată. O pătură peste amândoi. A, da, aia a fost mai lăsit. Așa și eu, părere, de fapt, de fapt. Mi s-a părut că din ce-a povestit. Bă, știi, bă, Marius Alanei, eu eram un fel de Răzvan aici. Chiar nu mi-am dorit așa ce. A fost... Da, Emma, cum intim, mă așteptam, prima zic dată. Cred că să vorbești și numai de mine pe insula ailată. Este că eu am avut o relație, am venit aici cu o persoană și, practic, Marius a făcut conexiunea între mine și Marius al meu. Bianca, ai oprit, mamă, la fix, mi-ai citit gândul. Bianca! Dacă ai făcut niște lucruri, gata, băi! Gata, băi, venit într-o relație. Ouleu, dar eu nu eram așa, dar eu nu mai contează cum erai. Ai venit, ai făcut niște lucruri, te-ai îndrăgostit de băiatul ăla, gata! Vezi? Și te interesează cum văd băieții, ai făcut, adică asta înseamnă să-ți asumi. Exact asta, abia de aici începe asumarea. Da. Nu că am pupat-o, m-am asumat, nu! Asumă-ți tot ce vine normal, după ce ți-ai schimbat comportamentul. Da. Gata, nu mai ești în relația aia. Ești cu băiatul ăsta, te-ai îndrăgostit, te-ai pupat cu el, ai făcut toate alea. Comportă-te de acum încolo ca consecință, iartă-mi cacofonia, a acțiunilor ăstora. Asta e asumarea, de fapt. Nu că o pupă. Nu că, da, m-am asumat, da, da. Păi nu, da, nu da, e. Dar cu ce vine treaba? Exact. Adică, vine cu niște, nu știu, să supără ăla, să ceartă ăla, să... Și te porți altfel după aia, după ce ai depășit o bariere. Nu te întorci iar și zici: păi stai, nu mai pupa acum că eu sunt într-o relație. Sau cel puțin așa am venit. Păi da, a fost, nu, gata, am trecut pe pasul ăla, gata. Pleacă, copii. E chiar fericită. E atât doar plasa aia, au avut-o? A, nu. La anu, început, nu eu nu aveam încredere avea nici o pungă nici de rafie. Marius. Acum am încredere foarte mare în ce Marius. Ce avea de avea apoi? Nu avea încredere nici în mine. Da. Ei, am încredere foarte mare în Marius și cumva și în mine mi-am căpătat o mică credere. A, n-aveam încredere în ea că așa nu că... Siguranță ne ajută. Uite, uite, arată, da, e mai, are fața mai luminată. Da, da, da. Să mergem cu ceva mai bun. În toată părerea asta. Cred că în urma imaginii astea... Așa. Eu cred că ea e îndrăgostită de el și el nu prea. Nu, nu știu, scuze. Scuze dacă nu e așa. Nu am de unde să știu, doar așa, citesc un pic limbaj de corp. Că tu ești behavior. Ia scuze, mi-am luat. Ești pe behavior. Dar știi că vezi pe fața oamenilor când sunt doi împreună, când sunt în cuplu. Da, 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 ea arată mai bine, e mai frumușică. Exact, decât era în casă. Da. El e același personaj. Mea. Hai, trece acasă. Pentru Ana Maria și Marius, testul s-a încheiat înainte de termen. Dacă și l-au asumat și dacă au devenit într-adevăr mai puternici, doar timpul o va arăta. Ea plânge. Bianca. Bă, era tare dacă îi da nu, mă, nu. Și acum am mai mult loc în casă. Că e loc. E, s-a mai liberat o cameră. Începe cearta. Cine? Răzvanel cu Daria, începe să-i reproșeze lui Daria chestii, gata, relație, mă. E prietena mea. Ai venit foarte schimbat așa cumva, cu atitudine foarte ciudată de când ai venit de acolo, de la Bonfair, și l-am curios ce s-a întâmplat cu tine, adică... De ce nu-l caut, de ce nu mă distrez cu el cum mă distram înainte?
Știi că mi-e dor de dare aia de la început. Vezi că i-ai stors toate. Asta nu eram la început. Erai altfel. Erai avea istorie. Și, aveam și eu energie la avea... început. Nu eram la început. Păi, la început nu ne pupam. Hai, gata. Dacă ți-ai dor de dare de la început, fără pupici. Hai zi. Încă ce. Bine, bă! Dar aia zâmbitoare, care era ok, care nu se gândea prea mult. Că voi să-i umbli în geantă! S-a schimbat! Ai auzit ce a zis? A, nu! A, îți plac femeile care nu gândesc prea mult. Lasă-mă. Bravo, Daria! Ăștia tot în pat, mă? Cine e? Alin? Da. Ia. Da, ăștia dorm împreună, bă, gata? Da, da. Vine Emma, fii atent. Ia, ia. Parola. A, vine scuze. Mi-au zis băieții că e singură, Daia. Stai cu mine. M-a dus să mă schimb. Hai, și Julieta mea a plecat la somn. Și eu vreau să spun o poveste. Hai, te așteptăm. Și Alin, haide. Ia vezi, încape aici, mă. Și intrăm, că nu știu ce. Păi de mult, nu acum. Ia că până și mi-a dat să stai. A fost un concurent. Care? Care a făcut să trei. Nu. Abia fac în doi ăștia să trei în trei. De-a lungul etapei. Nu, no, nu, nu cred. Etapelor. Ne dorim asta în următorul sezon. Da. Ne-a scris cineva să ne uităm la Insula Iubirii Italia. Ne-a scris asta. Asta mi-ar mai trebui. Bă, da, bă, da, voi chiar n-aveți treabă, bă. Bă, da, eu nu mai pot, bă. Nu, m-a dus să-mi ia locul pe canapea. Hai, fă-i, vin aici cu noi. Nu vreau să stau cu voi. Haide, vin. Nu-mi place să fiu a treia persoană, a patra, da. Vreau să nu mă și Alin, vin aici. A treia nu-mi place, a patra îmi place. Adică ce să înțelegem aici? Că îi plac cluburile de swingeri? A dat vreodată de swingeri de ăștia? Nu. Nici n-am auzit povești de la oameni care au fost. Au avut de la terți. Eu am văzut. Și chiar ca în filme? Ce? În cluburile alea? N-am fost, mă, în cluburi. Nu, mă, nu, de ce ai auzit la oameni? E chiar așa? Nu m-am dat de oameni, așa. A, care să... A. Da. Noi, că mă cunosc. Altă treabă, nu? Da, eu n-aș, că nu știu, bă, n-am nimic cu oameni, dar mi se pare ceva e, dubios acolo. E, da, e alt level. E alt level de cea la padeală. E alt level și nu știu cât mai e acolo sentimental. Da, e... E ce ziceam la început eu în primele episoade ale noastre. A? Să ajungi... Să evolueze atât de mult relația sau să ajungă într-un punct în care sentimentul să nu mai fie la principal, știi? Adică sexul să nu mai fie asociat de sentiment, știi? Ok. Și atunci să o faci doar ca o... ca un sarc parașuta, știi? Te duci și swingă. Da, e mult. Dar vezi că au aplicații de-alea să caută între ei, să de-astea. Ca Tinder, așa? Da. Bă, vezi că e grosetul, ești nebun și... Nu mai foarte. În seara asta nu mi-ai desenat nimic. Nu mi-ai făcut niciun castel. Hai să desenez. Vezi? Nu vreau. Hai să desenăm împreună. Hai să desenăm împreună. Nu e rost, tapi, când eu ți-am zis. Dacă încearcă cumva să-mi facă niște copii. Urăsc chestiile astea la femei. Urăsc, le urăsc. Na, ce? Dar zi-i, bă, că nu au apucat să zic nimic. Astă seară nu mai desenat. Sau, astă seară n-ai mai vrut să ieșim. Și tu zici, ok, hai să ieșim acum. Acum nu mai dacă e vreo. Dacă n-a venit de la tine. Păi, da, ok, mă. Dar nu poți să-mi zici. Vreau, astă seară vreau să-mi desenezi. Astă seară vreau să mă scoți în oraș. Ok, și eu zic, te scot sau nu te scot? Nu, astă seară... Dar și eu zic, ok, gata, hai să-mi trebuie greșe. No, nu, hai mai. Ca să zic eu cu fata asta. Eu ți-am zis că eu cunosc stilul. Și dacă, chiar dacă, că sigur ne urmărești. Aș vrea să fii sinceră. Nu o să postez, dar poate să-mi scrii. Dacă tot îmi dai taguri din astea, să-mi scrii. Cine m-a zis de taguri? Aima? Da. Sau mă rog, mă postează, așa, dacă așa. Tag. Dacă 364 de zile faci un lucru. Da. A, normal. Și a 365-a zi nu faci, ești zicăcat. Da. Da, așa. Da, așa e în orice, să știi. Cam așa e cu oameni.
Eu m-am lovit de chestia asta și în prietenii, în colegialități, în chestii de astea. Dacă obișnuiești pe cineva cu ceva, da, să zicem, îi dai ceva timp de 3 luni. Îi desenez în fiecare seară. Bravo. Și nu-i mai desenez, tu totuși nu ești. Normal. Deci eu te ajut, nu te ajut. Fac niște fac lucruri. Din plăcerea mea. Da. Și la un dar nu fac, dar nu 36 zile. Da, e ca și cum, nu știu, 365 zile, te îmbraci într-un tricou alb și la 36, da, bate la ochi. Uh-huh. Dar zic, dacă... Nu, nu se întâmplă, nu poți să faci. De fiecare dată când îmi zici să fac ceva, eu fac. Exact. Și odată nu fac, aha! Uh-huh. Alea, deci restul nu a contat. Ăsta este stilul! Iar asta e problemă și în cultura noastră, nu știu dacă în cultura noastră, oamenii, și la televizor. Orice personaj iese la televizor, face o grămadă de chestii, face spitale, face aia, face aia. A ieșit odată în club, a greșit cu ceva, s-a îmbătat, a vorbit, a înjurat pe cineva, da, i s-a anulat tot, tot, tot. Știu, știu, știu. Păi ce e asta? Eu de asta, eu nu-mi doresc să fiu, eu nu vreau să fiu model, bă. De? Nimănui. A. Să fiu, mă, nu mă luați pe mine, că nu vreau să fiu, ca să... Să fii modelul cuiva, băi, e o responsabilitate mare, foarte mare. Normal. Înțeleg cu apariția astea în presă, media, Foi Verdi, poți deveni... Dar eu nu-mi doresc asta, că poate vreau să mă duc eu la clubul ăla să mă îmbăt. Normal. Ca... Lucru pe care îl face toată lumea. Orice om. Bă, dar eu-s privat. Uh-huh. Adică eu n-am voie să... E foarte greu să... Nu pot să mă cer, nu pot să beau, nu pot să fac nimic. Nu e ca și cum îmi doresc să fac asta. Mm-hmm. Dacă ai idei, te privează de foarte multe lucruri. Și mi-am dat seama de asta și cu asta închei. În momentul în care eu, mare fan Michael Jackson, da, am aflat ce am aflat despre viața lui și despre documentare, da, și am citit toate alea și nu m-a făcut să nu mai placă ca artist. A, pentru normal, că, dar n-are nicio legătură. Pentru că trebuie să înțeleagă lumea. E o mare diferență între... Ție îți place ce transmite ăla prin artă, ce face ăla, da, când se exprimă liber. Ție nu-ți place el ca persoană, că nu-l cunoști ca persoană. Da, și nu... nu și nu vrei să-l cunoști. Da, când... majoritatea ăstora care sunt foarte buni, uh-huh, sau a persoanelor publici care apar pe TV sau nu știu ce... Nu sunt ce... Nu v-ar plăcea, crede-mă. Și poate n-ar fi personajul de care vă place, exact, dacă în viața așa, privată... Da. Sunt foarte mulți, normal, care voi știți. Și apreciați ca artiști sau ca ce vreți voi, ca persoane publice și așa, dar nu-i cunoașteți. Și voi aveți, voi credeți că-i cunoașteți. Aha. Și la prima chestie mică, gata-ți. Dar, că tocmai de asta, că vorbeam noi de emisiuni și că, bă, unele îți pot strica reputația și așa. Uh-huh. Bă, dar de ce ar trebui ca eu dacă sunt artist sau persoană, să fiu și ok? Normal, încet. Că ți nu-ți place de mine, ți-ți place, da, de ce spun eu pe tavă, ce arta pe care ți-o fac eu. O zis asta la un dat, cine o zis, mă, că o zis asta? Doc. Doc o zis-o, la Survivor. A, normal. Bă, toată lumea are impresia că noi suntem... Da. Nu, boss! Că, bă, chiar noi avem mai probleme, poate chiar mai mari. Normal, că și din astea se naște arta. Normal. Din dramele astea personale, normal, din nebunia din fiecare. Din dileale, normal. Că-s delay mulți. Exact. Mente, nu mai sunt direct tăioasă cu el. Îi zâmbesc, zic, ori termin, ori ești cretin, pentru că așa la lente, ori ești cretin. Ori îi zic, nu mai vorbesc cu tine, nu mă ridic și plec. Vreau să dorm aici. Soamnă ușor, te lasă doar. Așa, afirmația și răspuns. Bă, acolo chiar o fulgerat. Acum, a tunat? A? Sau era în piesă? Nu, s-a văzut pe spate. Iar, bă, mă, Pingule, ești extraordinar dacă ai prins toată. Zici nu că cred. Doar Pingui, bă, la emisiunea asta. Ia, dă-i înapoi, dă-i, ia-uite. Oh, ce frumos! Băi, pusă... Nu, uite cerul, ce frumos atunci. Mamă, foarte frumos. Mamă, ce frumos a fulgerat! Să fie pus? Acum, nu cred că e pus, nu cred. Că se vede clar orizontul acolo. Bine, nu că n-ar fi greu, n-ar fi greu de pus. Bă, cred că e pus, mă. A? Dar de unde au apărut luminile astea? Asta zic, apa aia e prea aproape aici. Și uite, luminile-s peste el. Nu, e pus. E pus. Și uite picioarele lui față de apă, nu e aceeași distanță, era da, apa da, mult da. Mai... Vezi, l-am prins. Da, frumos spus. Foarte bine. Dar de ce pleci? Te las să dormi. Nu, acum dorm. Se joacă ăștia la montaj. Extraordinar. Vreau să dormim aici. Nu dorm apa. Bă, Romeu! Bă, când te duci la o fată și faci... Și da, și nu, n-ai văzut? Și da, stai aici, unul lângă altul. Bă, nu așa, băiatule, bă, dă-i, dă-i. Avea atitudinea asta,
N-aș avea putere să le cer mereu scuze. Știi, la Romeo e ceva natural. Le-am făcut cretin și râde și ce îmi place. Nu, și ții ți-ar plăcea un băiat de ăsta, bă! Aoleu! Bă, băiatule, bă! Ăștia doi ce mai fac? Și vrei primit de drum? A, ăsta vrea să doarmă cu ea! Și ce ea nu vrea? Zice, greu, băști! Să-mi dai drumul? Eu? Corect? Eu? Nu merg. Nu să vrea să-mi umblă la bujie. Să vine Livia în cameră. Da. Uite cum stă în ușa așa. Hai, poate mă invită. Nu mă primești și pe mine, pe cușcă? Poți să mă uit la tine cum te dezbraci? Zici un ce-am zis, n-am făcut. S-a supărat din... motive personale. Bă! Bă, cât îmi doresc, bă, fire final! Bă, din macho-ul... macho-ul vieții... Doarme cu pisica! Doarme cu pisica! Bă, din macho-ul vieții, King of the Island, sau ce zici da? El acolo... Insular Răzvan. Da. Să-i dea fata asta să chirpie. Bă, bă, ia. Cred că îi zice la bufer final. Bă, toate astea. Da, du-te, bă, 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 eu că, bă, că eu când vă zic că o femeie, dacă își pune mintea, dracu vă ia, bă, poți să fii tu, bă, bă, oricine. Bă, oricine. Și la fel dacă o... Dacă te-o prins în mrejile ei. Și la fel, dacă o femeie nu vrea să se afle niște chestii, nu o să se afle. Niciodată. Dar bărbați poate mai transpiră. Că bărbații, știi, mai zic să mai laudă, dar femeile s-a închis acolo. Claudia își pune piesa lor din nou. Asta este... Da, nu, dacă nu puteți. Nu m-am abrat și un elegant. M-am trezit așa un pic că... tristă, un pic... I-o da verde? Iar plângi? Un pic singură azi dimineață. Nu ascultam melodia noastră. Bă, da, ce tare piesă. Am aminit că nu trec pe vremea asta, eram împreună, era de foarte puțin timp că ne cunoșteam. Deci nici un an n-au... Mi-ar fi făcut să petrec cu el această zi. De când se cunosc. Din păcate, nu se poate. De asta dar e bună muzica, bă. Dar eu sunt el exact ce? Așa cum mi-am spus și... Îți exprimă ce nu poți să exprime cuvintele. Și majoritatea, eu am trecut și eu prin asta. Te trigoreia o piesă? Da, ești nebun. Ia. Mamă, vai de cap. Nu și, mai... și le asociezi acum când auzi piesa? Nu, acum nu. Nu? Nu mai asociezi? Mai. S-a dus? Nu, nu, nu. Eu așa am testat Prada de război. Bă, țin minte perfect. Nu era gata, mă rog, nu voia lumea să o scoate. A fost un... aș... și aveam piesa pe telefon. Și țin minte, i-am pus-o la o fată. Eram în cam la un restaurant. Dar nu eram iubit sau ceva. Și am pus-o așa și o asculta așa la telefon. Bă, și eu curs lacrimile instant. Probabil ea trecea printr-o da, da. Și am zis, opa, ce-i asta? Am mai încercat cu o fată. Pac, iar plângea. Am încercat cu un băiat. Și îl vedea, i s-a zbârlit carnea. Și zic, bă, ești prost la cap. Că eu n-am plâns sau ceva când am scris-o. Dar am scris-o tot în... într-o stare avansată de ebrietate dimineața. Așa. La 5 dimineața. Și atunci mi-am dat seama cât de mult impact și de fapt rolul muzicii în viața noastră, cât de important este. Ești nebun? Da, mă. Bă, extraordinar. Pentru că ce-ți poate transmite o piesă și ce emoții îți poate declanșa o muzică, nu există. Poți să faci tu, nu știu. Zice unul că dacă ar fi să transmită vreodată un limbaj pe care să-l înțeleagă alte civilizații, muzica ar fi. Păi da, că muzica de fapt este singurul limbaj universal. Știi? Eu, acum să nu înțeleagă lumea că eu cu Prada, că nu, eu am zis că ce am trăit eu, ce am trăit eu. Eu am niște piese la pe care dacă le ascult, eu am unele piese pe care nu le pot asculta. Mm. Nu pot! Așa e emoționante. Da, are smile-ul aia, confesiunii, și mai am eu una, ultimul drum. Bă. Mai, nu pot. Aia, ultimul drum e un fel de un testament de al meu. În caz, bă, dacă se întâmplă ceva, îți dați play la aia. Dar aia lui Smiley, Doamne. N-ai cum, nu poți. Oricât de fericit aș fi,
un măr cel mai bun stare dacă mă prins. Bă, dacă dai play la piesa aia, gata, bă, ești prost. Bă, plâng, mă plâng. Că așa s-o și creat. Normal. Eram trei băieți în studio. Plângeam toți. Ăla, da, Smiley nu putea să ajungă la refren. Ah, bă, dar, bă, da, s-o plâns rău, bă, ești nebun. Eu mi-am dat seama de puterea muzicii cu adevărat în momentul în care am cântat prima oară cu orchestră. Am mai ascultat orchestre. Am cântat și. Băi, uite cum da, se ardui. Da. Băi, cum îți poate schimba dând fericire în plâns? Da, bă, când... da, bă. Bam, s-a schimbat. Da, mă, frecvențile, bă. Băi, și da, te ia, bă. Stăteam în față. Prima experiență a fost chiar, like, overwhelming, m-a copleșit. Da. Cântam, când... Băi, și era așa un sentiment de... Mamă, te luau emoțiile pe sus, da, bă, te prindeau. Da, băi, groasă, bă, cu muzica. Băi, groasă, bă. Mamă, senzațional, senzațional. Da, eu la repetiții, trecem, uite, trece și că probabil ați ieșit mulți, că vă doare la bască de muzică în general, nu vă interesează. Lasă-mă că interesează. Am văzut asta. Când am fost la prima repetiție cu filarmonica, da? Cu Jinga. Da. Bă, băiatule. Bă, băiatule, nu pot, n-am cum să explic. Da, nu știu, adică nu știu dacă oamenii înțeleg dacă nu fac muzică. Bă, fără microfoane, fără nimic. Erau într-o sala lor, unde repetiție. Energia, 100 de oameni. Bă, când au zis ăla, stai gata cu partidurile, da, hai, 3, 2, 1. Bă, când a dat drumul și au început toți să cânte, era să leșine și prost. Și era... Bă, zice, când n-am făcut niciodată, bă, era, bă, dar cum? Exact așa a avut reacție în Vescan acum când ne-a luat cu orchestră. Bă, băiatule. Ai intrat și mama, așa e. Băi, extraordinar. Da, e altceva, e altceva, pentru că ai și energia. Sunt 60 de oameni, 100 de oameni, da, care cântă fiecare la instrumentul lui și care toți își canalizeze energia pentru 3 minute de muzică. Ești nebun, e extraordinar. Că asta e și puterea, chiar dacă nu sunt cu biserica asta, asta e puterea rugăciunii și a credinței. Da. Creiere și energii care se canalizează în același, da, în același punct. Că de fapt asta e, da. Asta e, da. 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 Doream mult mai mult să-mi sărbătorez ziua acasă, lângă familie, lângă Claudia. O să ții minte ziua asta din așa toată viața ta. Și persoane am întâlnit aici, mi se păr super ok, super mișto. Așa am ținut eu pe aia din azi. Și m-a făcut să nu mă simt singur. Plantația de coconut pentru mine. Și ce n-aș fa mă simt? I miss you like crazy. Să știu că e ziua mea și n-am primit niciun mesaj. N-am primit nicio urare de la mama, de la frații mei, de la Claudia, de la... O să le primești peste câteva zile, frate. Asta nu știu și sincer m-am testat un pic așa că n-am primit nimic din partea cealaltă. I miss you like crazy. I miss you like crazy. În fine, se întâmplă astea pe aici, ai desenează lui, nu e nimic interesant. Încep date-urile. Nici și episodul ăsta a fost așa? Nu, aici doar la faza asta. A fost o fază mișto cu el. Ah, oh, ăsta e episodul. Abia acum începe. Uleu, e grosolan episodul ăsta. El pe seară, Bogdan, se întâmplă ceva. Tu îți notezi, bă, acolo? Știi că el asta face. Extraordinar. Pe seară le aduce tort, le aduc prietenii, conculeții, colegii, le aduc așa tort. Și eu mă așteptam, zic, stai să vezi că îi face acum o surpriză. Și vine ea. Scoate la telefon, pozează, stai așa. Și apare ea. Și apare ea. Și n-apare. Și eu m-am desumflat așa la trebuie, zic, mă, nu i-am făcut, ne-a adus-o pe fata aia. Și fix în testimonial după aia zice și el același lucru. Mă așteptam că m-au pus ea la poză și am zis, fii atent că e Claudia pe spate, stai să o joc. Să... Și am stat și am așteptat și n-a venit nimeni. Ce prost e sentimentul, știi, când ai așteptări. Da, da, când scrieți așteptări. Când zici, gata, îmi fac ăștia surpriză, sigur. Dorm cu Daniela în seara asta, sau Dani, cum o cheamă? Claudia. Dorm cu Claudia în seara asta. Vezi că nu știu, s-au gândit, ai gândit tu. Adică eu cred că Iani nu mai vrea un pic. Da, am impresia. Opa. A cui asta? El am simțit că cumva mă scoate din zona mea de confort, lăsându-mă să fiu nebună. Masaj cu el, și cădiță. Au făcut cadă. Și uite-i pește. Ca mine, nu cred că l-aș fi putut accepta. Nu. Rămâi o evăvat. Mă uit la imaginea asta. Ce-a făcut, mă? Nu. Doar nu băgată. L-a băgat în apă și l-a... Nu. Ba da. Ba nu, boss. Nu, lua buruiendele. A, l-am montat așa. L-am montat. Ce nenorocit. Mă uit la imaginea asta. E orice. Dar vrei chiar că-ți pieri orice chef. Ori cine aveai, dar cine nici nu o să ai vreodată. Să trebuie să mai cânte acum aia cu... Ca o apă cristalină. Da, da.
Da, mă, unii n-au filtru, mă. Mușchiul ăsta al penibil, nu, mușchiul penibilului nu este dezvoltat. Îți dezvoltați alți mușchi, dar deloc, bă. Da, faza e că nu cred că e chiar așa el. Cred că încearcă să se poarte într-un fel, pentru că știi bă, că... Bă, da, cât să încerci, da. Bă, frate, că încerci din 3 săptămâni, ești nebun. Cât să încerci, adică ce să te... Bă, îți termină, bă, gata, bă. Tu crezi că în ultimele zile poți să o întorci pe ea? Dacă e pe ea, femeia nu vrea. Ei... Eu am o doză de autoironie foarte bună. Bă, bun. Ce vrea. Bă, de bine. Asta, deci, asta nu-i rău. Deci dacă eu pot să fac mișto de mine? Da, faci mișto mai bine decât faci eu de mine. Da. Da, asta nu e autoironie, Romeo. Asta e... Bine, ca să nu mai zic... De Emma care râde la glumele astea. Păi nu, ea cred că râde că e un pic strigenită de... Zici? Nu, așa cred. Nu cred că e hazliu. Nu cred, Doamne, că zice, mamă ce hazliu a fost cu tine. E asta, e că nu cred că ea zice. Sau, mă rog, mai știi. Acum. Acum. Bă, mă doare carne aici, nemă. Acum urmează prima oară când îi zice Răzvan Ludarea că m-am îndrăgostit de tine. Opa. Noi bine, acasă, a zis tot pentru camere. Așa. Îmi plac discuțiile astea despre viitor. Cel mai bun răspuns, din punctul meu de vedere, să fie la sincer. Știi care e? Oricum era filmat și s-a văzut. Nu știu de ce a încercat să șoptească. Încă nu mi-e clar. Show! Show! Dacă s-a îndrăgostit sau nu. Dar nici eu nu înțeleg astea cu românul. Multe chestii. Ce specială? Am ajuns aici? Cu tine? Da. Ne-am simțit bine, ne-am ținut de mână și când au mers și când au mers camerele, ne-am pupat, ne-am pozat, ne-am... Chiar ne-am simțit foarte bine. Asta de nu. Și încă o treabă, că zici tu de Oana acolo, de ce mai continuă dacă deja au căzut? Continuă, știi de ce? Ca să-i țină treji și virili până la final, până la bonfire final. Că așa dacă renunța Oana, să zicem, acum vreo 3-4 zile, 5 zile, el avea timp să desumfle și să aibă alt fel de speech. Dar așa tu altfel vorbești când știi că ispita e lângă tine, ești un pic coios, păi stai că am agățat-o pe asta și sunt cu ea aici, poate pleacă și cu mine. Și altfel vorbești cu fosta ta iubie acolo, știi? Creier. Ții până la final rolul, da. Că Daria acum dacă îi dădea nasoale de câteva zile, Răzvan nu se mai abatat așa de altcineva în 2-3 zile. Mama, eu abia aștept să văd sezonul nou. Sezonul nou? Nu să-l văd. Ba da, să văd... Ce-ai făcut, bă? Stă-ți fie de vin. Bă, extraordinar. Nu ți-e foame acum? Ai mâncat niște pizza. Mănâncă. Bă, abia aștept să văd noi concurenți. Casting.a1.ro dacă vreți să faceți parte din viitoarea emisiune. Viitorul sezon. Abia aștept să văd concurenții noi. Da. Ispitele trebuie să fie total altele. Pastea le-am consumat noi. Bă, mai vreau să vă mai zic ceva. Ce? Mulțumim concurenților. Marius, Răzvan, Emma. Aici, mulțumesc. Ciuflic. Cuflic. Cuflic. Oana Monea. Oh. Hey, trebuie să o zic, chiar dacă a fost obraznic, dacă să zic. Mulțumim tuturor celor implicați, pentru că fără voi să moară dracu dacă nu puteam, nu făceam nimic. Și nu puteam să vorbim despre Ana Maria. Corect. Sau despre Iulian. Că n-au făcut nimic. Și extraordinar. Și da, ați avut un rol important pentru că n-a fost atâta activitate cum a fost în alte sezoane pe Da. Dar au fost ispitele cele care au deci, mai scos. Deci, da, nu vă mai alintați pe internet, nu vă mai... Ia vezi, mă, acum mulțumesc. Nu mai scrie articol că le lăudăm? Nu scrie nimeni articol. Dar nu li laud, li mulțumesc. Florin îi laudă producția Antena 1. Foarte bună producție. Nu, eu chiar o laud. Și eu. Și montajul chiar și laud, tot. Că eu scrie și astea. Eu chiar laud. Băi, nu, eu chiar laud. Din punct de vedere, oricare punct de vedere, este foarte greu să faci așa ceva. Din orice punct de vedere. Uh-huh. La orice vă gândiți, e greu. Deci eu chiar laud. Dar nu, eu vreau să le mulțumesc oamenilor care au fost, mă. Uh-huh. Pentru că fără ei,
Da. Era pustiu episodul. Era foarte pustiu. E, acum îmi place să văd, abia aștept să văd care sunt următorii. Eu cred că o să fie, cred, că acum ai și presiunea mai mare și așa, așteptările mai mari. Da. Și cred eu că o să fie sezonul următor mai bun. Se înțeleagă cuplurile care se duc la casting. Ok, te duci ca persoană fizică, ca un cuplu. Dar tu acolo joci un rol într-un joci persoana show ta de divertisment. Da. Că e divertisment ăsta. Adică tu trebuie să faci cum ești acasă, nu să te abții doar că, oh, păi să nu pic prost. Păi atunci te duci. Dacă vrei să nu pic prost. Nu, eu cred că acum e groasă. Da, adică am înțeles că deja e groasă. Intrați pe casting.a1.ro. Intrați acolo și vă înscrieți frumos că aici vă vedeți. Acum ați vedeți dacă mai putem să mai facem la anul. Uite, ăștia la date au avut de pictat unii pe alții. Take it, please. Don't be shy. Ah, nu, cei care n-au plecat la date, scuze. Care au rămas. There we go. În fine, s-a făcut ăștia să mă... Iată-mi ce le iese. Bogdan? Adrian? Modelul? Mam. Bă, dar vezi că o desena bine, ești nebun. Asta-i Denisia, scuze. Unde e Bogdan? Aici e Bogdan. Vezi că o desena bio, dar eu desenam un muc. Da, poate sunt eu. Că poate ți-ai făcut singur tatuajele. Unde-i, mă? A, nu, asta-i Denisia, scuze. Asta-i Denisia. Bă, dar nu mai râdi, bă, că-i bine. Eu n-aș putea desena nici atât. Bă, asta zic. Eu sunt varză la desen. Da, eu... Varză, n-am zero talent. Totul la mine doar să umple cu desen. Mi-a lăsat mâna liberă să fac ce vreau. Te-a văzut mai talentat, așa picat pe tot. Da, zici că poate sunt eu. Zici că poate ți-ai făcut singur tatuajele. Adevăr, eu râd desenul, da, nu. Eu râd, da, da. Dar eu... măcar a făcut picioare astea. Bă, eu nu desenam niciodată nu... așa, din unghiul ăsta, cu mâna. Bă, întotdeauna mi-a părut rău. N-am, mă, talent, mă, la... Bă, nu, nici eu, n-am deloc. Adică eu văd când, am mai zis, cum desenează șoaricul. Da. Vezi că e greu, deci faci desene de alea, bă, le vindem. Eu nici nu pot, dacă îmi pui poza aici și trebuie să o copiez, da, nu, ea pot. Poate. Nu pot, nu știu. Mă rog. Ea poate la nivel, da, de la bun, dar eu, bă, eu a zis că desenez un muc. Eu nu pot, ești nebun, am mână de lemn, eu nu înțeleg, ești nebun, nu știu cum dracu. Deși mă pricep la fotografie așa, la, da, compoziții, da, da, la alea. E tehnica aia, nici o legătură. Mie îmi place desenul tehnic, îți trasez, îți, da, fac. Da, dacă e, ai... da, dacă e partea aia dezvoltată, da, la noi, care, da, e tot artă, dar e în sensul, da, ălalt. Da. Da, în fine, atâta s-a întâmplat aici, nimic. Gura și alea. Mamă, ceva, mamă. Da, eu, da, nici, da, nu știu să fac trecerea la gât aici, măcar, pun o linie așa. Nu, da, știi că și aici e totul matematic. Absolut, trebuie să înveți cu umbrele, cu, adică, toate alea. Adică, da, am văzut, da, cum deschia, când face portret, își trasează niște linii, nu știu cum, și își pune, știi, cu unde trebuie să vină ochii, nările, gura, și după aia, pe lângă, da, alea-s drepte, drepte. Și alea, după alea desenează ceva, da, zi. Bă, da, da, dacă noi avem, de mână, zi, ca regulă, ca, da, fotografie, avem, zi, șirul lui Fibonacci. Da. Treime. Exact. Uh-huh. Și ea după alea desenea, zic că, eu cunosc că faci la mână așa. Că nu, cum din nu-ți ies ochi mai neghezi mai ceva? Bă, extraordinar. Dar și când ai peste unul care n-are fața simetrică? Acolo-i problemă. Acolo-i. Poți, trebuie să faci. Bine, oricum nimeni n-are fața simetrică. Da, nimeni. Suntem aproape. Ți-ai pus vreodată să-ți faci jumătatea feții în oglindă, da, și jumătatea... Salvă. Care îți place mai mult? E o parte mai bună, nu? Cred că... Nu, cred că dreapta. Eu am una, cam o pleapă mai căzută, știi? Decât alta. Și când le pun pe alea două, am două căsuri, sunt așa. La șoarecă e stânga, dar la mine e caribă. E, du-te dreapta, să știi. Păi, ai intrat pe liber. Mi se vede mai bine. Asta nu, pe nu, e greu să... Cu aia ești mai trist un pic. Cu asta? Da. Deci asta? Da, e mai vesel un pic. Da, deci stânga. Dar ce, cât de obicei stânga, în general. Și la băie, și la tine, da? Tot stânga, nu? Ia, mă, eu vezi cum e tristă la mine asta. E mai bine ai la altă. Asta? Stânga? Da. Ah, ai ochiul mai... Da, asta e un pic mai căzut asta. Da, vezi? Și asta când mi-l pun în oglindă, așa ies un dur. Așa, mă rog, că nu... Da, înainte la coperții... Bă, iartă-te, bă, da, așa, să zici că avem timp... Am mai vorbit de emisiune, da, lasă. La coperțile astea Vogue style la de mult. Cred că și acum se face. Îți alegea partea bună a feței? Da, se nu făcea cred, să faci... multiplică, da. De asta dar ți-a din fil. Da, dar de asta majoritatea modelelor, uh-huh,
pozate arată mult mai bine decât în realitate. Pentru că alea sunt fetele alea, sau și băieții, sunt aleși după simetrie. Fața trebuie să fie cât mai simetrică, nu neapărat frumoasă. Da, că pentru că simetria e cea care îți dă... Exact. Dar doar că în realitate, vezi, tu ai cunoscut modele din... Ai cunoscut, sigur. Ei, vezi că când le vezi pe, în poze și... Și nu vezi în realitate. Că tu nu captezi, ochiul tău nu captează cum îți captează camera. Că sunt fete, știu și din industrie, de la noi, care în realitate... Dar în poze... Așa. Bă, când pui camera pe ele, zici, bă, ești prost. E și asta o fac, eu nu-s fotogenic. Sunt mai mult la televizor eu, că spărea, dar pe instantanee nici nu-mi place, nici nu știu să pozez. A, nici eu nu știu să pozez, dar mie îmi plac mai mult instantanele. Instantanele, da. Că au mai multă viață. Da, nu am vrut zic că pe one shot de astea așa, nu arată, de, când și când asta e altceva. Da. Când mă pui să... Stai la poz. Bă, coi, mi-e și... Mă uit eu după aia și zic, bă, ce cu pozele astea, sunt jenante, mă. Unii au faza asta. Da, și a încercat Naomi să mă învețe, stai așa, niște reguli. Nu, bă, mă, sunt... Încoțopenit așa, da, nici mie nu-mi place. În schimb, îmi place să fac poze. Da. Altcuiva. Ia, că te-am văzut că te uita la ea. Nu mai vreau. Nu mai mănânci de la Darie? Nu mai mănânc de la Darie. E picant? Hai, mă, că nu-i picant deloc, chiar e bun. Bag o felie până ți-a arăt aici. Poate iar am probleme la supape. Se pleacă la date, Marius cu Oana. Van 4. Mamă, cu trufe. Vezi că face Radu un sos, aduce, bagă la semișuri. Trufe cu miere și cu chili, cred. Este măsa. Așa bogăția are gustul unei trufe. Așa asociez eu. Da? Ți-au plăcut trufele tot timpul? Da. Le-ai înțeles la început? Da, mă rog, nu ți-am mâncat acum 5 ani, 6 ani prima oară. Nu le-am înțeles și eu până acum vreo 2 ani. Am mâncat trufe cu orice. Ia. Hai, ai tu planuri? Nu am ce face cu un șarpe blond cu ochi albaștri, a zis asta. Nu, nu? Glumeam, nu-mi place de Marius. Vreau să te duc pe o cale greșită. Consider că în toți dintre noi există un mic cocalar. Absolut. Toți îl avem pe la noi. Unii știu să le duce, alții nu știu să le duce. Dar gherțoiala asta nu cred că o au toți. Gherțoiala. Nu cred că o au toți. Și dacă o au, poate au doar la declarativ. Că sunt mulți care o au declarativ. Dar știi, când îi pui în fața faptului împlinit, le și rușine să atingă sau să... Dar la gură, la ăsta e fix invers. Nu vorbește, dar... Aici e gherțoială. Deci acum doare, să știi. Uite ce reacție a avut când îi zice. Mă, face bun șat, venit. Nu, cu ochi albaștri. Mai zice și acum doare, să știi. Tot drumul a fost plin de reproșuri, că nu-s atentă, că nu-l chem la masă, că dacă stă singur, că nu mă duc la el. Păi pentru că tu te-ai schimbat comportament. Și dar nu-i scapi. Aaaa! Nici el nu-i idiot. Nu crede. Da. Mami, tu cum l-ai cunoscut pe tăi? Uite, era... unul grăsuț așa între emisiune și mi-a plăcut mie de acolo. Mami, cum l-ai cunoscut pe tăi? Era unul care îmi băga mâna de... îmi băga degetul în fund? El crede că doar grăsuț. Știi cum e. Da. Așa l-a cunoscut pe tăi. O, renunța la tata aia. Nu putem, că nu era mamă. Nu era, eu sunt mama ta. Ta era sfia aia. Așa, cam așa l-am cunoscut pe taic. Fetnițe sau băie? Eu nu am preferențe. Au tot fost așa, niște sentimente contradictorii. Aveam momente în care consideram că așa e cel mai bine, să
plec de aici cu ea, alte momente în care mă gândeam că totuși poate nu suntem așa de compatibili și nu ar avea rost. Ia uite ce am primit. Ce-ai primit? E rău? Și recunoști locul. After Insula, o poză de la After Insula. Dar știu și eu locul și ăsta. Și ce e? Un fast food. Nu? Unde-i meniul ăla? Unde e Zil? Unde-i City Grill cumva? Nu este Grill. Ce e? Dar știu eu locul. Da, și eu. Și cu grilajul ăla. Trimite la băieți. Mam. Cred că imediat după emisiunea atunci. Aoleo, aoleo. Da, n-arăta la cameră că noi cred că avem voie. N-arăt. Dar avem ceva niște cum chestii. Cum e lumea pe research, băi. Bă, băiatule, băiatul. Dar trimite să le dau la băietani pe grup. Ce? Am mai primit un filmuleț. Bă, las-o, drag. Îmi trimite cineva un filmuleț și îmi zice, uite-te, încă... Asta putem să-l arătăm! Fii atent, dai play de unde a rămas și uite-te unde ți-arată cu mouse-ul. Să vezi un mare șobolonel în casă. A trecut șoricelul acolo! Păi eu plec. O bagi la montaj, să trimit pasta să le pui pe ecran, oamenilor. Dă-mi cu acu, o trimit aici în laptop și o pun pe ecran. Era un șo... Păi acolo e patria lor, capul, nu? E patria la șobolani. Bă, astea. Ce atentă e lumea, bă, la detalii. Bă, băiatule, bă. Bă, e șobolanelul, mă, mâncați așa. Eu și-ar dori să, așa... Bă, cred că ce greu e să stai lângă un om ca, da, de care nu-ți place, să te pup cu el, să te iei din mână, să te iei... Uai, de capul meu! Ești sigură? Da, ea nu pare... Oana a reușit să mă scoate din starea aia de a mă gândi tot timpul la Bianca. Da, și... bă! Unde dracu te gândești, mă, la Bianca? Că te gândești la Bianca, a rup! Bogdan se gândește la Claudia și se și vede că se gândește! Da, da, unde dracu te gândești, la toată ziua se gândește la Bianca, ești nebun? Ah, te gândeai ce-o mai fi făcând Bianca cu ăia? Cu ăla! Cu ăla! Nu că ți-i dor de ea! Dați-mi și mie o gură de apă, băietani! Mă gândeam la Bianca! Da, am aici, gata, am. N-am văzut. S-au dus la shopping! Așa, l-a convertit pe el să-și cumpere cămașă. Oh, așa, ce mai zice el? Sau da, pe aici, pe banc, coc. Între timp, Bianca, în cealaltă mașină. De ce optezi? De ce? De mi. De tine? De ce te uitase exact? De uitase ce faci și... la ochi? Bă, da, bă, da, ce mă enervează. Abia aștept să ne povestească. Bianca. Bianca, să te povestească cu mine. Ce să-ți mai povestească? În care spune că știe și s-a decis. Băi, da, și bă, da. Ce vrea să facă. Dar are și momente în care se oprește și spune că totuși este dor de Marius și vrea să se întoarcă acasă. Cele mai sincere destăinuiri se fac atunci când camerele de filmat par să lipsească sau să nu înregistreze. Dar ele sunt, văd și transmit. În astfel de momente devine și mai clară situația în care se află Bianca. Cu Marius are un trecut nesatisfăcător și cu Alin un viitor incert. Iar în prezentul dominat de frici și confuzie, nu e capabilă să ia decizii și să facă alegeri. Care... Se întâmpla să te îndrăgostești în timp ce erai cu... în relație? Pe final? Nu, nici mai. Te-ai îndrăgostit când erai singur? Nu? Și când chiar căutai și voi să nu că a portat așa în timp ce erai cu cineva și te nu să-ți placă și să o seară să zici a, ce mi-a plăcut aici, ce pasiune am făcut. Nu, să te îndrăgostești la modul. Eu n-am avut așa multe relații. Nu, nici eu. 4, 5. Nu. 4, 5. Adică relații. Da. 4. Nu de o lună de nu. Una, două, trei. Nu știu. Mari, lungi. Deci, da, așa, era, nu? Păi, așa, o lună nu spunea. Nu, asta, păi.
Da, bă, 4. Vezi? Aici greșim noi. Par să nu mai depindă de ea oricum. De multe ori știi și tu că nici sunt în a patra. Singură. Nu știi ce vrei și ce simți. Nici tu nu știi. Și e foarte adevărat. Da, chiar cred că nu mă mai înțeleg. Chiar cred că sunt mai confuză ca niciodată. Tot ceea ce simt, tot ceea ce trec. Aici mi-a dat mama mea asta și săraca Bianca. Ceva și după două ori. Eu da minți, eu da minți. Nu schimba. Păi de acord, dar... Nu m-am schimbat că... Și nu m-am schimbat măcar, ți-am zis că nu mă simt ok. Trecem de la o stare la alta pentru că... Cred că e mult prea devreme să... Să dar eu îi ziceam lui. Dragoste cu adevărat. Ce? Bă, dar ăsta stă afară, în afara mașinii sau cum dracu stă? Nu, filmează, au pus camera. Hai, ăsta e șoferul, eu tot am pus că aici era ușa. Și ei, nu știu că sunt filmați acum. Okay. E cu altă, e cu telefon sau cu ceva, uite, la calitate. Da. Ea s-a atașat de mine, dar are îndoieli. Bă, dar el, bine, el a jucat-o bine că eu ieșit. Eu, el în loc... Trebuia să-i zic, bă, gata, bă, ce te-o s-o văzut, bă? I-a zis, dar mai voalat, n-a vrut să... Hai în apă amândoi, că acolo, acolo, nu, că și acolo te auzeau. Nu, în apă, nu, nu-i auzea. La scufundare acolo, nu, când s-a pupat sub apă. Da. Să apoi cum zice, ce lucru e așa? Poți faci mult căcat ăsta? Dar nu cred că mi-e la fel de frumos așa. Cum mai iese. Dar asta ne-a făcut celălalt. E atât de greu. Cred că era un, cumva așa. 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 Când camera de filmat se face din nou văzută, numai apare asta în cele asta e overrated. Controlul. A trecut? E bășită? Don't be boomer. E să mă îmbolsămești? Da, asta se întâmplă. Vezi cum s-a schimbat? A, uite, asta e atitudinea că nu știa că o filmează. Și când a văzut că o filmează, hai să facem un joc. Cine mai e aici? Ăștia doi. Nu înțeleg. A, vezi că am trecut de o oră. Bine. A fost un date. Stem bine, stem bine. Foarte reușit. Unul dintre cele mai reușite ale mele. Dacă aș copii uzele astea așa. Le-aș da. Bută! Bă, dar nu, asta nu înțeleg, mă, cum... E o pornire de-asta animalică, animalică, bă, la masă, îi zic, mamă, la... Mamă, ți-aș vedea buzele aia, ți-aș băga-o... Mamă! Bă, ești nebun! Eu n-am, bă, n-am avut niciodată cu șoarec. Dar cu nicio femeie ești nebun. Să stăm așa, să mâncăm... Ce buze. Dacă ți-aș prinde buzele alea. Și noi mâncăm ciorbă. Ciorbă. Cu ești cu ciorbă. Ce ți-aș face la buzele alea dacă le-aș prinde? Bă, n-am văzut așa ceva. N-ai... Dacă ar fi ce? Dacă ar fi ceva de mă, dar nu înțeleg. N-ai înțeles? N-ai înțeles. Am un gust foarte picant pe buzel. Să mă gândeam dacă... Mi-ai dat puțin buzele tale. Te-ai sărutat dacă... Ba! This moment that he knew. Știi aia cu... He knew he was fucked. A, da. Deci uite, el voia să-i sugereze. Dacă bă, n-ați înțeles... Zici fractor, bă, ai fost din fractor, ești din bun. Dacă n-ați înțeles, voia să-i sugereze. Eu acum am puțin pe buze picante. Mă gândesc dacă te-aș săruta acolo, jos, cum te-ai simți. Asta vreau să zică. Nu că te-aș săruta pe buze. Dacă te-aș săruta, cum s-ar simți? Bă, asta am vrut să zic. Da, bă, ăsta e. Ăsta eu cred că ăsta e de ăla de să cacă pe oameni, ești nebun. Eu cred că da, deci de... Scatofil. Da, bă, ești nebun. Sau din aia, deci dau cu fasole pe ei, știi? Ai văzut în procesul lui Johnny Depp când zice că aia s-a cacat în pat. Eu cred că da. Ai ceva, nu știu. Ai ceva. Adică eu am văzut unii care se excitau. Îi dădeau cu fasole pe ei, bă. Fasole, bă, de faci mama la țară. Și turnau fasole, bă, ești prost. Uite un pic, m-au dat și zoom aici. Extraordinar montajul. Ia. Și uite cum a înghițit în sec. A, cred că m-au văzut. Am spus ceva. Am fost filmat. E la fel de iute? Dacă ar fi un vibe așa mai special. Bă!
Bă, da, cât a, bă! Ce a zis? Nu gândești, bă, bă! Ce a zis? Am uitat de cameră. Lea s-a uitat spre ea, dacă filmează. Am zis-o. Bă, ce putea... Eu, real, acum, să zicem că ăștia doi vor forma o relație. Așa. Doamne aștept, deși nu cred că ea își dorește. Doamne aștept pentru Juan. Da, să vezi adevăratul. Nu mai zic că iar și-o ia prost. Așa. Ce-ai putea să vorbești cu... Te ieși cu el, prin casă așa. Ce vorbești? Ce care subiectele, bă? Bă, care... Ce poți să vorbești cu un om de ăsta? Despre ce? Vezi găina aia? Ma. Dacă o pun pe tine să dea din aripi, îți sare fulgicul s-a... ca la te găina aia. Te mănânc cu tocul ful și pe tine și băia. Ai văzut când îi tai capul cum face găina? Așa pot... Poți face și tu după ce mi moi bățul. L-ai văzut pe iadul ăla cum dă cu capul în poartă? Așa aș vrea să dau și eu în tine. Bă, băiatule, bă, bă, ci bă. Glume de fermă. Bă, da, ci bă, săraca Bianca, bă. De fapt, nu săraca, bă. E, nu săraca. Nu săraca. Ai stat. Hai să ne ducem la săraca Bianca. Ia. Care nu știe că e filmată, cred. Opa. Mincinos. Ăștia au oprit mașina și a zis, așteptați un pic până vă luăm la... Uite, ia uite, altă Bianca. Aleg ispita. Alege Asia. Ce vrei? Ce scărtă aici veniți? Ce nu știu. Da, mamă și ăsta. Da, pupic pe gât, pe buze. În momentul în care am oprit mașina și așteptam să intrăm în... Sifon. Casă, într-o date. Domnul Sifon. Mă atingea ușor cu buzele, pe gât, sau... mă mirosea. Da, i-am spus da, că eu o mănâncă, ești nebun. O mănâncă. Uite, citește aici. Serios. Ultim, de la poză în jos. Nu poza, ce-i scrie sub poză? Ah. Să mă dau jos. Antreprenor. Oribil. Hai mă, ce dracu citești, a, trei rânduri. Păi și de unde știi? E. Hai, următorul gest, la Marius. Lasă cameramanul, camera jos un pic, să schimbe sau să facă ia, ceva. Ia. Și bagă mânuța în față la doamna Oana. Tionează. Ah, scuze. Cred că am tăiat. Cum îi bagă mâna? Are impresia așa? Că nu e filmat, Marius profită și acționează. Măi! Arata momentul. Ce faci, cameraman? Ai văzut? Vă spune la mulțuri. Hai de mama la televizor. Nu se vede, deci din față. Da, deci din spate nu s-a văzut, deci din față s-a văzut. E logic, am tradus logic că cameramanul s-a întors cu spatele, deci doar el era în față. Ori a pus mână pe sâni, ori pe mai jos. Și a zis, mă vedem la televizor, îți rup capul. Bă, da, ce obiecte, bă. Dar ai văzut cum a așteptat să întoarcă camera aici? Bă, iată, nu e filmat, Marius profită și acționează. Și hop. Măi. Și cameramanul repede, dar a ratat. Ce faci, mă? Ce faci, mă? Ai văzut? Văzut că am mulți ori. Vede mama la televizor. Zip cap. Stai niște, doar din spate s-a văzut. De doi în față. O supăr tot timpul, ea este foarte stilat, așa. Și eu sunt un pic mai rudimentar. Mai ciupesc, mai am gesturi așa un pic mai... Da, Andrei. Nu-i plac, nu-i plac ciupiturile, îi place doar mângâiată. Are niște reguli foarte stricte așa. Da, e foarte stricte regulile. Trebuie să poartă tămașă. O să-l aduc pe calea cea bună sau ce să-i fac? Cu siguranță Marius este pe calea cea bună deja. Gata, hai că mai pleca și voi acasă. Opa! Uite la săraca Bianca. Săraca Bianca a crezut că i-a dus în același loc unde au făcut și ăștia baie. Și a zis, asta e cadou în care i-a mângâiat-o ăla. Dar dacă e aceeași cadru? Nu e alt cadru. Ah.
Dar așa trebuie să le iau și eu piciucurel acum? Am tot că aveam impresia că merg în același loc în care a fost Marius cu Oana, știi, și îl freca acolo pe spate, în cada aia. Aha, nu e același loc, nu. Dar eu nu înțeleg, da, mă rog. Ce, date-urile astea? Cum să-i bage în apă împreună? Stai așa, nepotă, în apă. Mă scâia că dădea drumul la apă, pornea, o scutea. Eu când văd buruieni din alea, da, să mă ridic. Da, și stă scârboase. Trebuie să închide ăla. Era pe conducta aia. Da, aici se cam ceartă, putem să trecem, că vreau să ajungem unde... Să ceartă, să jăgniesc, să astea, să alea. Ăștia ce dracu mai fac. Așa, ies, gata, termină. Iar ea e femeie și nu poate fi scuzată de lucrurile astea. Au rămas întipărite și consideră că e total deplasat. Ăștia se iubesc, cumpără cadouri, au luat... A, și acum e o conversație și a terminat cu actul ăsta. Nu înțeleg de ce te mai ascuns. Dar nu mă ascund, mi se pare doar amuzant, asta știi? Știi că ești hoț, că îți place să fii hoț. Păi așa o să se vadă, că eu am stat pe faptul lindă. Se compte. Tu mai fost unul. Oana a venit spre mine, dar de ce vrei să se vadă că ești spre mine? Eu nu înțeleg lucrul ăsta, că se tot ascunde de camere în continuu. Vrea ca toate aceste gesturi să vină din partea mea, el doar să aștepte și să fie. Da. Iar se... A, iar încep să-și scrie mesaje pe cutie. Și ce că i-a scris? M-am dăgustit de tine. Asta e fix. Asta e exact ca papa. Și ia uite cum o prinde reporterița pe Bianca aici iar. Nu știi. Doamne, tot acum. Așa că era ceva acolo și nu prima. Normal că m-a filmat. Telefonul omului. Spune. Că ți-a aduc cutia, Bianca. Mi-a scris că sifon s-a îndrăgostit. Da, da, îl spuneam. Da, și eu intram în nou. La fazele astea îl condamnă un pic lumea pe Alin, știi? La ușurința cu care tratează... Îi scrieam, îi scrieam și eu. Și... Bă, e profesionist. E profesionist de-ala. De-ala de fărăciune. Dau seama de ce vreau. Promite-mi ceva. Să vin eu cu o promisiune? Da, fără normal. Nu mi-a dat drumul și ne-a mușcat și i-a vrut carte. Dacă da-ți vei avea nevoie de mine, aici. Voi fi acolo și te voi ajuta cu absolut orice. Asta i-a promis. Și dacă vei fi la București unde vei fi tu, voi fi alături de tine. Vrei? Cum să ai fost eu o singură zi? Voi fi acolo, nu diferent. Ești așa bun. Bun. Sărim repede peste... Eu cred că lui mai place de Ahmad mult. Lui Ema de... Tu te-ai tripat pe băiatul ăla. Mult. Vrei să-l combin cu cineva? Nu, 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 am văzut eu. Am că stai de vorbă cu el? Da, și văd... Da, e groasă. Îi place sigur de el. Uite, aici are Oana un real talk. Îi povestește Darii sau cuiva pe plajă. Îl caracterizează bine pe Gagiu. Uite, relația lui care a fost, băi, fata aia nu știu ce înseamnă atingere, fata aia nu știu ce înseamnă un gest frumos, fata aia nu știu nimic, bă, dar nimic. Și stau și mă gândesc că așa a fost el cu toate femeile și cu Bianca. Băi, și Bianca, ce ai în cap, măi, fată, dacă bărbatul tău vine și te bagă în seama așa, să trage un punct, știi? Nu-i spui și tu, măi, Marius, stai puțin, că nu știu, femeie. Și a doua oară nu mai faci. Și mă gândesc că nu mă educa nimeni. Nu sunt atrasă de un bărbat care se uită la mine doar la aspectul fizic. Îmi place să îmi admir echipul și la fel să îi admir și echipul înainte de toate. Sunt foarte atrasă de bărbații cu un chip frumos și cu un caracter frumos. Bă, nu vine să cred că se întâmplă atâtea. Când le tai, nu mi le văd așa. Uite-l pe ăsta, iar. Cleopatra, pune și mie astea, că altfel te trimit la măta. Ce ai zis, mă? Că te trimit la măta, da.
glumit. Ce Cleopatra n-avea și a mamă? Și acum încercă să iasă din ea. Fii atent. Nu prea-ți placă. Să nu se știe. Faci glume de mama? Ziua? Era o glumă, mă. Te vezi, frate? Te vezi, frate? Am vrut să fac o glumă cu ea și am spus Cleopatra, punem și mie astea la mână, că altfel te trimit la maică ta. La mătă, ai zis. Și ea s-a simțit foarte deranjată, că vorbesc cu rude mama aici. Eu am vorbit de o situație, de existau ăștia vrei, și o discuție bă, ce vrei, imaginară bă. Între ei doi. Nu pot să te să vorbesc despre părinții tăi, Doamne ferește, nu. Sunt aici să jignesc pe nimeni și nu departe de mine gândul ăsta. Crede. A fost ușor de supărat? Ai nu știu ce mama, nimic am. Dar era o plumă, era vorba în teorie, ce ai? În teorie? A fost ție Cleopatra, pune-ți în asta că te-ai trimit la mătă. Și vorba din istorie, acum 1000 de ani când a venit. Nu mai se poate. Deci eu când îți zic Cleopatra, ai văzut, i-a fost rușinea doar să mai zic că te din la mătă. Da, bă, dar ce pretind, bă, ce... Da, are dreptate, bă, nu e educat, nu l-a educat nimeni. Ce, 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 ce să știi, ce și după aia, și oricum am vorbit, e vorba de istorie, acum 1000 de ani. Doamne, băi. Cezar. Eu mai am glume din astea, poate un pic mai... care sună plus, dar nu... Eu nu am simțit că am jignit pe nimeni și n-a fost intenția mea, dacă am jignit, chiar încerc scuze. Egifesa! Bun, de aici n-am mai tăiat. Aici mi s-a oprit filmul. Cum n-ai mai tăiat? Mi s-a oprit filmul, că am venit în coac să nu întârzi. Că m-am trezit mai târziu ori. Că am adormit la 7:30. Dar de aici n-am mai tăiat pentru că e, totul se bazează numai pe povestea Biancăi care intră după Alin în băiță. Așa. Deci ai pus-o pasă Cleopatra și am arătat-o? Da. Aici, Claudia e... Nu te-am respectat pe tine. Când ți-am vorbit întotdeauna frumos, nu spui... Nu simt... Ieși. La deranza chiar zici, ieși. Păi da, asta e o vorbă care e a mea, nu e de jignire. Nu există, nu există, ba da, pe mine m-ai jignit în momentul ăla. Dacă e jignire, ieși? Da. No. Ieși, da. Overreacting, a vrut un pic să o ardă pe ispit, așa n-a fost și masă. Uite un pic aici. Ia, ia. Aici e, s-a îmbătat lumea deja. Am văzut în story-ul ăla că erau... Erau bine. Vezi că Bianca la final când se pupă cu Alin e lemn. Deci se vede că e lemn. A, da? E lemn. Face niște chestii. Face niște chestii pe care nu cred, care nu cred că i-au plăcut când s-au văzut la televizor. Am văzut și niște story-uri. De, a zis că nu prea-și amintește tot. Da, și a zis că a surprins-o și ce. Da. Nu înseamnă că nu ia. Ia. Nu ia. Și uite fate. La Emma aici. Emma un pic beată. O vede pe Claudia că vine. Așa. Și mie îmi pare, are un șat în mână. Și îl bea și îl aruncă spre Claudia. Cu intenția de a o face atentă, cred. Și ea de a-l prinde. Numai că nu-l prinde și îl dă pe picior. Și să ia foc aia. Ia de la capul Emei. Da, l-a băut. Ești proastă. Ai văzut? Deci s-a... Ai văzut? Uite. Se vede clar că vrea să arunce spre ea. Ești proastă. Am băut un șat și am aruncat paharul și a nimerit fix la picioarele Claudiei. A vrut să arunce spre ea. Nu, n-a vrut să lovească, nu sunt idiot. Dar a vrut intenția de a arunca spre ea, numai că ea nu era atentă să-l prindă. Deci s-a spart, practic s-a făcut un bucățel. Eu m-am supărat foarte tare. La un moment dat a venit la mine... Doar că eu n-am vrut să vorbesc cu ea. Du-te de aici, hai, da, du-te de aici, nu-ți pică bine. Păi du-te, pui mei, mi-ar fi direct pe picior și se-i sparg de la picioare. Vezi că sunt în picioare. Da, aici doar. Nu, te-ai eu nu văd așa mare. Nu e așa mare. Nu, e așa. Dacă i-a aruncat în cap cu viteză, mă arăta cu boltă. Dacă i-a aruncat pe atunci, da, băi, ești... Așa n-ai, plus că era băubiată. Las, du-te și lasă-mă că mă calmează. Păi du-te, lasă-mă. Vezi? Stop. E arțăgoasă, Claudia. Ei, da, e țăfumoasă. Arțăgoasă. Îl mănâncă pe la păpâine. Da, bă-l-eu. Bogdan, aici cum se aștepta săracul să... Uite, l-a pus toată lumea la pod. Păi mai în stânga, mai așa. Nu mai știu cine era... Și tot îi făcea semnul Răzvan, dă-te mai așa, dă-te mai așa, știi? Eu fix atunci, în momentul ăla, și mi-a făcut în cap, băi, ziua mea, mi-au adus tort. Credem că ne pune la poze și 100% la când vine Claudia, în spate să mă urmă pe mine. Ai văzut multe TikTok-uri. Ce să face de ziua mea, înțeleg? Da, n-a venit nicio Claudia. N-a venit nimeni.
bucurat de ziua lui. Începe! Petrecerea e întoi, da? S-au mai format cupluleții, doi au fost pe plajă, au vorbit, s-au dus ăștia doi pe plajă, s-au întors, s-au jighinit, s-au aruncat în piscină, s-au... Aha? S-a repetat a doua oară la mai puțin de 10 minute. Fie, să duce la bai. Unde e Alin? Uite cum plec, uite la față, îi se vede că e beată. Alin, faci caca? Oh. Am simțit că... Știi stand-up-ul ăla cu... Costel? Când povestește la cămin cum era? Ah, da. Maria, dă-te jos de pe pereți. Da. A trăit acel moment mai mult. A vrut să facă, vă zic înainte să vedeți faza, a scris Bianca pe Instagram în seara aia. Scuze, Alina a scris în seara aia, că la final s-au aud niște zgomote și zice, scoate-o. Și lumea, a, gata, a făcut sexuț. Și a scris, n-a fost nicio atingere mai urâtă, mai sexuală așa, da, din partea aia noastră. Da, să scoate. I-am zis, poate era la variera, a vrut să scoată la variera Bianca și asta a zis nu. Și după aia au apărut după colț, îmbrăcați, deci n-a fost niciun contact. Eu știu de ce, bă, Bianca s-a dus pe la baie. Ei. Eu dau mesaj, au dus-mi hârtigeni că n-am... Cu o scap și am degete doar. Mi-am dat seama că n-am... Nu am aici. Credeam, sper să-i fi oferit Biancai acel sărut pasional care n-a mai avut parte în relația cu Marius de mult timp. Asta speră el? Da, asta e. Bă, ce... Și vine e, mamă. Uite, da, nici nu știai că... Sau poate nu știa. Bă, da, acolo jos e o pasăre moartă? Nu. Unde sunt ochii? Nu, că am făcut ochii prea rău. Lasă-l la mine. Bogdan, acum. Bogdan e mâine. Alin. Ia uite pe Ema. Vezi că e Ema. Îl pupa pe Ema acum. Stop! Cadru! Stai, ia uite. Alin. Hop. De ce nu o iubești pe Bibicu? Bă, ascultați-mă! Ascultați la un om trecut prin pâlcuri de vrăbiuțe. Ia. Prin pâlcuri? Mă, ce plastic! Prin pâlcuri de vrăbiuțe, spune! Bă, fii atent! Tu crezi că ea știa că la baie e și Bianca? Normal! Eu zic că nu știa. Zici? Eu zic că știa că era doar... Alin. Și s-a dus după... Nu cred. Zici? Păi stai, păi atunci... Deci aici nu știe că e Bianca încă. Ei, nu știe. Păi stai, păi zici că s-a dus după el, crezând că e doar el la baie. Păi și a ieșit el din baie acum. Da. Deci acum el nu știe că e Bianca în baie. Ei, cum nu știi? Păi asta, dacă tu zici că el s-a dus de asta după Alin... Da. Ea n-are de unde să știe că e Bianca în baie. Păi nu, deschis-o mușa. Nu? A deschis, a ieșit el și atât, și a închis-o și-a la păi loc. Păi și nu a văzut-o pe femeia aia în baie? Nu. No. Ei, zici acum. Nu. No. Tu zici că s-ar fi dus după el? Păi uite cum îl ia în brațe. A văzut cum l-a luat, din prima. Adică de asta zic. Că... Iar fiesc că... Eu am crezut că te zici că s-a dus, că știe că el e cu Bianca în baie. Nu. Nu, da, și eu zic, el nu știe că e Bianca în baie acum. Și s-a dus... Ce-i deci... faci lui Bibi? Și acum zice el. Bibi. Nu iubești, Bibi. Nevoia. Ia. Asta și fac. Nu faci ce trebuie. Vezi că Bibi s-a dus de shadow. Nu e sus, boss. Vezi că crezi că ai plecat. Eu m-am dus la baie și am ciocănit. Și Alin mi-a spus că i-am deranjat. Și atunci mi s-a prins un beculeț. Practic ai stricat. Practic, a zis că încă nu fac sărută, deci așteaptă sărutul. Da. Da, vezi cum îl ia, Ema? Adică vrei să vorbești cu el, dar chiar atât de... Eu, bă... Bine, e și beată. E și un pic beată. Ăla deși e bandaja la cap. Citit, doamnelor și domnilor, întotdeauna, citiți și voi printre rânduri. Rânduri. A apărut Bianca din baie.
Și e mai cu spatele, da? Da. Ai fost în cameră, nu? A, și acum Emma se duce să-i fac o... Ia fii atent, fata mea, te învăț eu, da. Cred că m-am stricat momentul mai devreme. Ok. Bă, dar ce-i pe jos, mă, acolo, chiar? E pasări moarte. Hai, mă, nu-mi zi. Nu, cred că-s pene de la... Pene. Am vrut să fie șobolan. Da, cu șa trece și băiatul ăla. Cred. Pe acolo, pe ce? Sus treci. Ce e acolo? Ha? Un GoPro. Cred că era descărcat. Da. Te vedeam imagine. Și ce contează? Bianca mi-a spus după că s-au sărutat. A fost ceva intim între ei. Și după am văzut-o nervoasă și agitată. Știți? Eu v-am spus ca moment. N-am mai întâi. E a doua oară când se duce în baie după el. A întâmplat odată înainte. S-a dus și a ieșit Alin repede și a apărut reporterul. Bună ziua. Ce faci? Și l-a ieșit așa zâmbind și a pus semn că-i Bianca. Și cred că între timp când au plecat ei, aia s-au dus, au pus un GoPro în baie. Aha. Se mai ducă odată, dar cred că nu i-au dat drum. Sau cred că s-au consumat bateria. Sau s-a consumat, că n-au mai surprins nimic. Da, reporter. Ce faceți? Dar așa a apărut cu borsetuță și ce faci? Cucu la vedere. Control de cuc. Hai să vedem. Cuc control. Ca să fie egal, vino în pană. Uite-o pe asta, vrei să te săruți și cu mine să fie egal? Vino în pană. Ce? Hop! Ce-a făcut? Era un GoPro. Fii atent ce zice ea acum. Serios? Pă-mă acum. Ce? E... El cred că și-a dat seama că nu a fost ok ce a făcut de atunci, pentru că voi auziți, el nu o va condamna chiar dacă cu ceea ce a simțit. Ia, deci, fii atunci a dus-o capul. Băi, era fiată pe imagine. Exact, a dus-o capul. Hai să nu rămână doar că ne-am pupat în veciu pe GoPro ăla că-i urât. Hai, ne pupăm aici ca lumea să fie imagini frumoase, măcar. Dacă vede boiul meu dacă de la... Dacă măcar să nu văd în veciu. Dai seama, mă vede de aia 298 de oameni din sat. Bă, băiatule, bă, băiatule. Fac, mai bine apare așa. E fiartă, ea se simte tensiunea. Ia. E fiartă. Asta era tare dacă și-l făceau frumos din prima. Am uitat camera de lângă. Ei, era, ieșea foc. I-a băgat Dracula țăpușa. Nu vrea să se mai ferească, nu-i mai spasă. Și el era țambal. Nu, în camera e prea intim, în baie e prea porcos. Și acum fii atent ce fac. Văd și camera asta de aici. A fost pentru mine reacția Biancai. Zic să apară filmare cum e. Deci eu mă vin așa. Preverde că se apară acolo. Mi apare aici. Nu mă răspunde. S-a jucat cu gândurile ei un pic aici. Și cu senzorialul ei. Anyway, să mai ceartă un pic. Bianca, îți vreau binele. Treci în cameră. Îți vreau binele. Da, bă, dar real nu făcea un rău. Deloc. Adică eu nu înțeleg de ce nu s-a dus. Făi, dar ce bine era dacă cu ultima făcea... fărâmă. Cu ultima fărâmă de conștiință. Vedeam și eu, bă, băiatule. Tu vrei bubuială, mă. Da. Vreau să văd. Dar nu, de ce? Ca să văd și eu. N-ai mai văzut de mult? Bă, da, am văzut, dar să văd ca să duc. Bă, nu, trebuie să duc până la capăt testul. Corect. Vreau să văd. Deci la tine asta e ultimate test? Păi dacă... Toate. Gata. S-o mângâie la picant acolo. Ciurașică. Deci, uite, să ceartă, să hai. Ce s-a... Reporterul. Ia. Ce s-a întâmplat? Oh, nu, nimic. A fost un pupic. Păi și a trebuit să treci în baie ca să te... Nu, eram baie, eram acolo și s-a întâmplat. Uite. Ce? Voi nu vă pupați în băi? Asta e prima? A? Asta e prima oară. Nu, dar am mai fost de 15 ori în baie și nu doar cu Alin, și cu Romeo și cu... Dar dacă omul chiar să căca pe el?
Tu te duceai acolo, vreau să-i pup. M-a luat de la tabulator. Bă, stai un pic să iasă băiat. Stai să dau moțată. Stai să las culetul ăsta și ies. Stai să dau necurat afară. Și bine că erai. Și bine că să zic Alin. Să zic Alin. Și am intrat în baie și Bianca face ce simte. Și eu, făceam tot ce simțeam. Și am vrut să fac puțin caca. Și n-am putut. Și Bianca s-a așezat pe un scaun lângă mine la aici. Da. Și n-am putut. A trebuit să mă pup cu Bianca, dar... Aoleu, ce se mai întâmplă aici? Bianca râde. Îmi place de ea la testimoniale că râde când îi zice reporterul. Ce ai făcut? Nu, nimic. Nu cred. Am lăsat totul la vedere. A fost așa, nu am pupit, am vrut să povra și am pupit. Pe ce? Nu, asta era prima mână. Nu, wow. Mi-a dat un pupic, nu știu, i-am dat, nu știu. A fost un pupic, nu. Nici nu mai, ciup. Ce a fost asta? Da. Dacă Bianca spune că a fost un pupic, înseamnă că da, a fost un pupic. Vezi? Ești vagabond. Nu vreau, nu pot. Zi adevărul. Să mor dacă mi-e rușine de și de cameră și de că mă vede toată țara. Da, era foarte gata. Dar cum să nu fiu? Păi, dar nu, eu am zis. Dacă nu eram asumată, de unde știi? Că te-am văzut la televizor? Sifon 2 s-a dus la Romeo, s-au sărutat, gata, bă, Alin cu Bianca, gata. Vezi, nu s-au zis. Nu. Bă! Trebuie să fie asumată acum, nu mai trebuie să zice, mamă, ce-am făcut, de ce, stai, să nu ne vede lumea, gata, ai făcut-o. Trebuie să asum lucrul ăsta. Anyway, să tot pupă, să tot pupă, să tot pupă, să tot pupă. Uite, am văzut camera aia aici. Fii atent ce fac. Să duc fix spre camera aia acasă. Deci de așa cât de beat era dacă ea care nu vrea să vadă nimic. Tu-ți dai seama ce zaci în ea, bă? Bă, tu-ți dai seama ce spit acolo. Are zvâc ea. Are zvâc. Înțele ce vreau să spun. Uite-te și pe tine. Uite-te și camera. Ia uite-i. Dacă mi-ar zis cineva, Răzvan, ai grijă cu sânge acolo și stai de gard. Trebuia să vină cineva care îl face să zâmbească. Eu, înțeleg. Și la Emma la fel. Mi-aș dori un om papă. Aici ceea ce urmează. Da. Aici ăștia se pupă, se pupă, se pupă. Yeah. În continuu, ăștia ce mai fac? Mai fac ceva, nu mai fac nimic de tabilă asta. Ok, pe dans. Da, bun asta cu patul. Mulțumit de episodul de azi. Și mulțumit de episodul de azi. Dar nu... Aș vrea ceva mai... Ai vrea mai mult, nu? Da. Ia, fiată. Din camera te pune în genunchi. Cred că Marius a venit conștient de acasă, de faptul că nu știe să... Stai contextul, scuze. Bă, Marius, dar tu ți-ai... Bă, tu ții ți-ar plăcea. Stivezi la televizor. Cum faci frumos, cum faci sex cu o fată. Serios, cât ți-ar plăcea? Bă, cât de turbat să fii, bă, băiatule. Deci ei a zis, dacă vrei să te ierți sau... ce urât e cu apa aia urât așa cu nisip. Ce e? Maro, mălul ăla. Place materialul? Da, îi place, fiert pe material. Da, chiar m-a dat după aia și am încercat să, din experiența asta, să învăț și cred că unul dintre lucrurile pe care le-am învățat e că... Că e mișto trebuie material. Să fiu mai maleabil într-o relație. Trebuie să nu mai fiu așa egoist, să încerc să... fiu mai atent cu partenerul meu și am încercat lucrurile astea chiar de când am început așa să ies mai serios sau cu gânduri mai serioase cu Ana. Spovedește, auză și pe asta.
Ai păcate multe? Probabil. Te pui lângă mine în pat? În cameră te pui în denunț. Și-ți iartă părintele. Cred că Marius a venit conștient de acasă, de faptul că nu știe să comporte. Dar au mai fost o dată asta. Clar, era conștient de problemele. Da, ți-am dat eu acum din spate acasă, ca să vezi context. Da, conștient. Bun. Voia să iei un băi în geantă. Uite săracul Bogdan în spate, care e îndrăgostit de Bianca. Știe că Alini o ispită. Știe că a ispitit-o pe asta și ăla săracul suferă acolo. Uite-l cum se uită. Chiar i-ar fi dat. Uite ce cadru de pe cer. Cadru bun. Da. Săracul. El tot vrea la baie. Eu ți-am zis că el nu a apucat să dea muțatul. Ia nu mă suport pe sărăta mea să plouă. Dar de ce te fere? Nu mă fere. Ba te fere. Asta ai tu. Nu prea-i beat el. Dacă o știi a fost cântat. Nu-mi pare. Nu-mi doresc să-i fac rău Bianca ei, pentru că ea s-a atașează și nu înțelege ce se întâmplă cu ea. Nu pot să o văd și să mă gândesc că ajung acasă și să spun că, băi, am făcut rău. I-am arătat că mă atașez de ea, ea chiar a crezut că sentimentele mele sunt sincere și ceea ce îi spun sunt sincer. Greu, i-a dat greu lui Alin. I-a dat greu, că e greu. A, aici se întâmplă chestia asta. Vine ea în cameră, plângi, supărată puțin. Mentacea. Mamă, ce stil de viață are. Extraordinar. Eu fac ce depinde de mine. Acum mai țin lucrurile și de tine, nu mai de mine. Păi eu că așa îmi doresc. Nu ce-ți doresc, ce faci acolo? El e șeful satului, cred că, nu? Ești bun. Ești bun? E satul lui. Probabil. Te-ai întors într-un acolo? Ce se întâmplă? Tractorul? Deci mai departe, știi? Trecem la rindă doar. Promite. Ai promis. Însă planurile s-au schimbat când Marius a făcut pas greșit după pas greșit, iar Bianca și-a căutat alinarea în brațele ispitei. S-o păpa pe gură? Da. Așa mai face ele. Și era un pic răuț lui Emma. Dar el nu spune așa de înainte. Nimeni. Da, dar ce tu nu te împrietenești repede așa în două săptămâni? Ba da, nu te pupă gură. Păi nu ne-am pupat noi aici, în al doilea episod, când s-a închis episodul, ne-am pupat pe gură. Emma s-a făcut un pic răuț la băutură. Da, Emei. Da, Emei. Se mai bat, se mai bat, e cel mai fals să-i zice asta. Ia fi atent aici. O să spun ceva. Ce-am făcut? Doar nu este ca la final. Deci mi-a rupt Bianca unghia din car. Ia uite. Ce nu fale. Ce beată e. Ai beată tare. Stai jos. Ai pe cineva acasă? A? Da, o face Emma pe pețitor, o cheamă pe ea. Vezi că nu are pe nimeni acasă, nu te minte. Nu are pe nimeni, Alin. Stai aici. Nu, trebuie să-ți asum. Alin nu are pe nimeni, l-am întrebat. Nu mă înțeles, dar camerele nu ne dau viață. Camerele nu ne dau viață. Ce aici se duc în cameră? Iată. Bă, bă. Să și ceasul, sar. Ce ceas? Al tău, uite aici, uite aici. Nu, e grățele. Pac. Pac. Ce-a lăsat? Ia, fiată. Fac sex. Nu fac. Fac sex. Pa! Hai, mă, nu-mi arătați pe ăștia, arătați-i pe ea. Reporterul. Ce faceți? Cucu la vedere! Dă-ți vedere, Cucu! Unde-s la valierele? Că și le-a lăsat aici, în stânga. Nu avem voie? Hai de pe jos. Aaaa, Cucu!
Navalirea era aici. Ah, ok. Ia-te-l pe Pingu. Era Pingu? Bă, no, toți no. Sunt Pingu la tine, mai. Nu, ia dă-i înapoi un pic, dacă nu așa. Mai. Nu e, nu e Pingu. Nu, care, e un reporter ăsta. Mare. Ah. Nu e, nu e. Ah, vezi? Bă, dar Pingu nu ne-a zis nimic, bă, să moară Ciprian. Niciodată, la ce date-uri au fost, la nimic nu ne zice. Să urcăm pat unul lângă altul. Și se mai întâmplă o fază. Iar să jeghinesc un pic. Nu știu, sunt curios cât era ceasul. Faci tu ceva cu cerne? Nu, vibrează ceva de clădire. A, au dat drumul ăștia la sistemul turbo. Ăștia fac cycling pe manele. Nu. Ba da, cum? Hai mă, coai. Ba da, vezi că nu manele intră... remixate ceva. Nu, că nu intră de alea de-alea țancăt. Gudup, gudup, gudup. Și așa fac cycling, extraordinar. Cât îmi vibra masa. Romeo. Nu mai bem. Consider că ești un nominat. Nu mai, nu mai vreau să dau play. Nu mai. M-am săturat de rău. Așa, și ce mai e? Stai că mai fac aia doi ceva. Care? Copii. Eu nu știu ții mie de atâtea, băi. Ce? O să reușim. Băi, eu cred că la Lien s-a întrebat de grabă de bine. De bine, că nu știu, am așa... Hai, bă, Matei! Cine cântă asta? Shit. Ce-a zis? Bullshit. Și la Emma la fel. Vreau să vină o persoană care... Unde am derulat, mă, trăimea ar mie? Am dat-o pe... Hai, bă, de, bă, că nu se întâmplă nimic. Stai, mă, uite aici. Aici. Opa. Dar ai zis cât de beată era, fii atent. Asume ceea ce simte el sau ce a spus la Bianca. Ăsta doarme în cameră, săracu Dan. La în cameră la el. La el, cred că stă cu Alin, nu? Da. A, asta e aia la... A, asta e de auzit băieții pe grup. Când o cucerești pe o fată și o duci la cămin și colegul tău de cameră nu vrea să doarmă, din frică că-i mâncați la cusca. Ai stat la cămin? N-ai stat. Băi, cum? Ai stat, nu? La mine se întâmplau altfel situațiile pe vremea aia. N-am avut. Colegii plecau, îți duceau la vecinul, îți uitau pe geam. Adică la Dan, unde a urmat o întreagă luptă. Jihadul să luptă, să asta, o trage de pe jos, să la navru, să bat cu perne. Cu perne. Da, super. A ieșit și Matei la ușă. Cu perne să pot la așa alte lucruri. Matei a ieșit la ușă cum ies babele alea pe scară. Ia ziceți, mă, ce faceți aici? Matei! Adică Matei. Nu, Bianca mi se pare că are o gândire adolescentină. Ascultă ce bine ai pus muzica în momentul în care încuie ușa. Pune și gongul ăla. Adolescentina. Ia zi, cam încuiat ușa, ai rămas cu amândoi. Gândirea ei mi se pare că e undeva la 16-18 ani. Deci nu a fost niciodată așa. N-a fost și mai de ochiat așa. Lucrurile. A, tu îți dai seama. Nu știe gestiona. Ce-ar fi în țara asta dacă se întâmplă așa ceva la Isla Iubirii? Hai, ultimul calup. Hai, Leo. Ultimul calup. Hai să vedem ce mai ziceau ăștia la casting. Dacă s-ar săruta cu altcineva, nu-mi mai place. Decât așa. Decât așa. Într-un WC. Acum dacă stau să mă gândesc, zic că nu, dar... Nu. Așa mamă, n-am încredere în tine. El n-a văzut, bă, băiat. Și el n-a văzut încă. Nu te văd, nu știu, da? Totuși am văzut mai mulți concurenți la început, că ziceau chestii, dar acolo nu s-au mai comportat. Este poate să fie și la voi, la fel? Păi ține de limitele astea pe care ți le impui clar de acasă, băi, ai voie să te săruți, poate. Crezi că ea nu și-au impus limite? Nu, că... Băi, nu știu ce să zic. Depinde de fiecare. Că fetele au acționat în urma a ceea ce au făcut băieții și băieții au făcut ce au simțit. Așa am văzut eu. Corect, corect. Fix același stil. Bun. Mai e ceva? Iubire, iubire, iubire. Să vedem dacă mai e ceva. Nu mi-am amintesc să mai fie ceva pe la final. Bă, dar...
7 seara. Să știți că e 7 seara. 2 ore avem. Dorm împreună? Așa. Împreună, Bianca. Băi, eu mă duc la somn. Gata. Ne vedem mâine. Romeo e pe plajă. Plângi? Dacă vrea să nece. Glumesc. Anyway. Plângi? Nu știu dacă plânge, da, e singur. Plângi, bă! Plânge? Ia. Yeah. Întrebarea este, unde este plânge? Aaaa, plânge, mă! Că aici am făcut o postare pe Insta, e Supi Romeo, mă! Eu la tine am văzut, bă! Aaaa, uitasem! Plânge Romeo, mă, și noi drâdem de durerea omului, mă. Dar de ce plânge, că n-am înțeles nici în emisiune? S-a îmbătat. După ce m-am întors, era Bogdan cu Emma și am început să plâng, efectiv. Arăta ca un copilaj, mi-a fost milă de el. De explicații de ce plânge. Ce ai? A. De ce nu vorbești? Sunt aici. E supi. Vrei să vorbești? Doamne, maica, nu. Am simțit nevoia să-l... Nici nu vrea să vorbească, e supi rău. Ia! Dar, pe aici trece șobolanul ăla. Pe aici cred că e, da. De pe așa. Era un cadru că era bucătăria în spate, nu? Da. Cumva. A, cred că e de următorul după asta. Nu, nu cred că e aici. Mă rog. Să culcă iar aici și ăștia, da. Băieții n-au mai făcut nimic interesant. Băieții liniștiți la petrecerea asta. Păi da, eu pus ăștia, eu în... Deci ispitile, eu în oda pe ăștia, stai jos, stai cu mine. E aliniat aici pe ultima seară. Opa. Dacă dorm cu mine. Dacă poți, mai fiți întrebarea. Da, da. Ce fac? Ce ca e diferența asta? Ce se interpretează? M-a suturat să dorm singur, neavând televizor, neavând nimic. Poate că voiam și să mă pun în pas, să stau să vorbesc, trei vorbești și să mă pun să dorm. Ia. Dar asta poate, e treaba. Poate, dar nu e asta. Poate să fie și asta, dar nu e asta. Că se poate interpreta la televizor. Ne pupăm în continuă la cameră, nimic. Acum să mergem și să mai dormim împreună. Super. E un pas foarte important să ne mutăm împreună. Sigur, cine norocită ești, Daria. Da, 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 da. Uite, vezi, asta ce-am să facă și Alin. Da. Dacă făcea ca ea, că mai... e plăcută. Adică mie nu mi se pare că e... Noi. O jură lumea pe ea, nu cred. Nu cred. Știi? Adică, bă, că ea e cu ăla acolo așa și când dă-te semnă... Nu mai pot, uite, magistrăți, mai am energie. Ultima interacțiune între ei doi. Sunt acolo. Scoate-mi. La valieră, da. Sunt convins că... Crezi că au făcut petting? Ce a făcut Bianca acum? Ce? Petting. Petting? Să poate să fie făcut niște petting. Crezi că s-au atins? Bun, gata. Hai să începem în episodul. Situațiile. Lasă-mă să văd și eu retrospectiva asta. Să văd retrospectiva de mâine, că n-am văzut episodul. Să-l tai episodul. Mâine dimineață să tai episodul. Lasă-mă să văd ce urmează. Aventura voastră pe insula Iubirii. Strigați, ora. Intră pe linia dreaptă. Hai, ăsta eu l-am văzut, bă! L-am văzut ăsta. Domnule, de fapt nu vreau să văd. Nu. Nu vreau să vă las, să-mi arăs tu. Urmează un sezon, un episod extraordinar. Cât suntem acum? 24.000? Oh! Mamă! Ne vedem, nu mai pot. Nu mai ne vedem vreau. Mâine. Mă doare fundul cât am stat. Mâine, da? Mâine. Azi e joi, azi e vineri. Ne vedem mâine, da. Sâmbătă, iar duminică e finala, iar luni e finala noastră aici. Vă pup împreună cu bipolarul meu preferat, Spic. Vă pup cu fratele. Noapte bună, apă la găini și lumină în beci. Pa!